Salut și bine v-am găsit la podcastul de Istorie. Sunt Dorin Lazar și alături de mine este nimeni altul decât Sergiu Motreanu. Bună ziua nimeni tuturor! Altul decât, nimeni altul decât nimeni altul, bună ziua tuturor! Da. cum bine spui. Chiar tuturor de data asta, că episodul trecut eu am încercat să fac pe parmenide și am eșuat uh, lamentabil. Adică i-am salutat și pe ascultători și pe neascultător știi. Deci acum <laughs> voi saluta pe toată lumea de fiecare dată. Cine vrea să mă salute înapoi, norocul meu, cine nu, norocul lui, da? Așa împăcăm <laughs> și existența și non-existența. Uh, da. Este o problemă, într-adevăr, filozofică foarte dificilă și, în primul rând, noi am lipsit destul de mult timp și pentru asta vă mulțumim că ați rămas alături de noi așteptând următorul episod. Motivul e un pic mai complicat, în sensul că am fost cam toți plecați. Și eu, și Sergiu, și, din păcate, a fost, a fost o perioadă destul de intensă, în care nu am mai avut vreme să, să pregătim podcastul așa cum se cuvine și o să vedem că este unul din episoadele acelea foarte importante care o să aibă, o să aibă răsfrângeri și în episoadele viitoare, chiar mult mai târziu. Faptul că ne revedem așa după o absență mai îndelungată, știți că de fiecare dată apar inerentele emoții, între timp s-a retras și Federer, da, sportivul Dai, meu fapt. favorit, nu știu, m-am tot amăgit în ultimii trei ani că, nu știu, va juca până va depăși recordul lui Jimmy Candles de victorii. A, ah, a murit și Culio și din da. minte, uite, încă o chestie foarte faină despre Gangster's Paradise. A fost prima melodie la care am învățat versurile pe de rost fără să știu o babă de engleză. Deci cred că am dat caseta aia înainte și înapoi de 500 de ori și notam fix și auzeam și nici măcar nu știam unde începe și unde se termină cuvântul, dar Na, deci, amintiri frumoase, a, ce să zic. Asta da. a fost un, un, efort comun, nu uita. Da, da, așa da, e. Da, exact Era, era cu Dorin, un... da, era și Dorin prin zonă cu casetofonul lui cu cap reglabil, <laughs> celebrului lui casetofon cu cap reglabil. <laughs> da, 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 bun. Uh, și nu, nu, le mai zicem de performanța mea de report de la Sieții Music Factory. <laughs> bun. Uh, da, nu, după cum știți, nu sunt cel mai, uh, cel mai, rapid rapper din lume, dar de bună seamă sunt cel mai ambițios. <laughs> Bun, acum că, că ne-am întors așadar după o vreme destul de îndelungată cu aceste vești, ca să explicăm totuși de ce sunt niște vești care sunt importante pentru noi, pentru că noi suntem copii de anii 90, anii 90 curg așa prin noi, și ă, asta înseamnă că Federer care cam pe la sfârșitul anilor 90 și a început da, da, correct, da, correct. și a început cariera Julio care ne-a marcat uh, as a <laughs> <laughs> Încă de când eram mici, voi știi cum e, beți în cinstea lui pentru că aia e una din cele mai bune piese din anii 90 și cred că Merită, merită ascultată, înțeleasă Chiar dacă noi nu știam atunci foarte multă engleză Merită ascultată, înțeleasă și reflectată asupra ei Pentru că nu este doar despre golănie și despre, despre petreceri Așa, bun Asta e viața, cum ar zice Asta francezii, este la vida, Se mai și termină Exact, se mai și termină și exact, noi o să vorbim în episodul de astăzi despre un, un lucru similar, nu sper că nu e spoiler și Platon moare în cele din urmă. <laughs> da, eu chiar speram ca până nu știu, te ocupi tu de partea administrativă, povestești acolo, promovează păi, Patreon nu, că și acum așa mai departe. acum fac de part... curaj, știi? A, păi... uh, bun, deci uh, cum ziceam? Ne-ați așteptat atâta vreme, mulțumim celor care ne-au așteptat, dar mai ales celor care ne-au sprijinit. Îi mulțumim din nou lui Mircea Tănasă. mulțumim Melisei Marcea și lui Alexandru, care nu ne-a dat numele lui complet, deci rămâne cu Alexandru, dar să știe el cine este. Vă mulțumim pentru donațiile astea, donațiile astea care m-au ajutat pe mine în momentul ăsta să îmi fac O corectură, în episodul anterior am avut probleme cu microfonul, au mai fost ascultători care au sesizat lucrul ăsta. Pentru cei care nu au urechea foarte sensibilă, poate nu este chiar atât de evident, dar pentru cei cu urechile mai sensibile este evident și deranjant. Din păcate, chiar am avut un, o problemă hardware cu microfonul, cuplată cu niște probleme în software. A trebuit să luăm un microfon nou, dar acum sper că lucrurile vor merge în regulă. Deci am terminat, am terminat cu libațiile de rigoare. Stai, vine promovarea, gata, eu mi-am adunat, mi-am adunat toți daimoni interiori și sper să avem, să avem o prestație onorabilă, chiar dacă, chiar dacă ideea de prestație onorabilă este mult mai onorabilă decât prestația onorabilă în sine. Asta ca să fac și un mic intro la, la maestru Platon. Dar nu e un spoiler, este doar un teaser, așa, ca să da. vedeți cât de complicat o să fie episodul pe care vom încerca să-l să deslușim până la urmă. Exact, exact, exact. Bun, ce anume, ce anume o să discutăm astăzi? În primul rând, ca să terminăm cu chestiile administrative, Zim Sergiu, dacă sunt lucruri de comentat în legătură cu episodul trecut, altceva decât faptul că microfonul meu nu a fost chiar în cea mai bună formă. Uh, a nu, faza asta cu parmenite, da gata, am scăpat din introducere de ea. Am mai avut o chestie, dar. Ce era man, Nu era nicio erată. Ne-am luat de la o fericire, de fapt, deci la, la propriu, fericire la propriu. Eu am zis că dacă ești sărac, dar cu duhul și, nu știu, ajungi fericit în împărăția cerurilor, tu ai zis că cei sărași cu duhul vor, vor moșteni pământul. Dar cum voia sa este, precum în cer așa și pe pământ, eu zic că am avut amândoi dreptate, dar nu mai contează. Deci am întors, am întoi obrazul ca doi creștini adevărați, exact. am mers mai departe, nicio supărare, e totul în regulă. Bine, mai repet, chestia aia cu întorsul capului care este un act de sfidare, nu un act de umilință? <laughs> Fiecare îl interpretează cum dorește. Da, deci a, a, asta e o mare șmecherie. E, e o treabă pe care am văzut-o de la un antropolog care explica că gestul ăsta îl face în momentul în care vine vine stăpânul și-și bate sclavul și dă, îi dă una peste, peste față și atunci... În momentul în care îți dă una peste față, în mod natural îți întorci fața în așa fel încât să ți pleznească pe obraz numai, știi? Întors obrazului este să-i faci gest invers, ceea ce înseamnă că o să te doară pe tine, dar o să îl doară și pe el, știi? Mm. De ce e cu un parfum de realism povestea asta? Pentru că sunt... De exemplu, problema sclaviei este o problemă care este prezentă în momentul în care interpretăm și discutăm despre ce scrie în Biblie. Va trebui să ținem minte și această bucată de context. Bun, această trivia lăsată în spate. Stai o secundă, deci ok, că asta a fost toată erată, adică timp despre zero, dar mai e o chestie, mai mult de nuanță mi-am adus aminte acum și aș vrea să o menționez acum. Uh -huh. E important, n-aș vrea să uit mai târziu. Deci noi până acum i-am trecut la presi socratici pe toți atomiștii, deși da. Democrit trăiește încă vreo 30 de ani după Socrate. Deci după Socrate, mm -hmm. nu înaintea lui. Chiar da. și sofistul Gorgias, despre care noi am vorbit tot așa acum două episoade, o mierlește prin 375, adică la 24 de ani după moartea lui Socrate. Dar pentru că, deci n-am greșit pentru că... Făceau parte din niște școli și din niște curente care au început înainte ca Socrate să devină o figură proeminentă la Atena. Deci, e bine, i-am tratat logic, natural. Am vrut să fac mențiunea asta acum și aici, pentru că vom ajunge să vorbim imediat despre cei care i-au influențat gândirea și scrierile lui Platon, iar o să vedeți că Democrit nu apare pe nicăieri. Asta e o observație personală, dar pe nicăieri, mm -hmm. da? O cauză poate fi și cronologia, că de am și menționat-o, deși Platon trăiește cu 20 de ani după ce moare Democrit, dar nu știu, alte cauze vedem. Ajungem la subiectul respectiv și, și o să vedem ce și cum. Da, absolut. În momentul, de fapt, o să vorbim și despre, despre împărțirea asta cu presocratici și socratici, mă rog, socratici, platonici, cum vrem să-i numim mai departe. O să vorbim și despre asta, chiar dacă, dacă uit, amintește să revenim la detaliul ăsta. Sper să nu uite și credem, am 150.000 de idei în minte, sper să, le, să, să reușim să le prezentăm pe toate în ordinea firească și naturală. Uh, bun. Să începem cu începutul. Dacă Socrate ar fi fost un mesia, Platon ar fi fost profetul sau poate evanghelistul, într-un <laughs> fel sau altul. Da? Pentru că Platon este principalul, principala după prin care îl vedem noi pe Socrate. Am discutat despre Socrate în episodul viitor, ascultați-l, este foarte bun, cu excepția locurilor unde nu este foarte bun. Acum o să vorbim despre Platon și în primul rând o să vorbim despre Platon ca un elev de-al lui Socrate. O să încercăm să-i desenăm un portret și să înțelegem un pic de ce este cel mai... de ce este... Real, cel mai important filozof din antichitate. O să mai fac o singură observație. De ce este cu adevărat important, și poate cu chestia asta vă stârnesc interesul? Platon este singurul a căror lucrări au rămas intacte și sunt păstrate complet. Deci, noi avem operele complete ale lui Platon încă din antichitate, pentru că s-au studiat de către generații, chiar dacă. Uneori mai puțin, poate nu era un uh, favorit, alteori mai mult, mai ales o să vedem în momentul în care vin uh, școlile de gândire influențate de creștinism, care îl reiau pe Platon. Platon este menținut de-a lungul veacurilor, avem mai multe copii, avem mult mai multă siguranță pe textele astea. Textele astea chiar au fost studiate și în Est, în, uh, în zona islamică culturală, unde este foarte apreciat au fost studiate mai târziu și în Renaștere. Și da, Platon este, cred că, singurul care a ajuns la noi cu operele complete. Super, super, da, o mare realizare. Pornind, pornind de la ideea asta a ta cu, bă rog, cu divinitatea, cu interpretarea asta religioasă, am discutat episodul trecut de Sfânta Trăime, da? Socrate, Platon și Aristotel. Și exact în, în sensul ăsta înseamnă, a, în episodul trecut, nu episodul viitor, așa cum ai spus tu acum vreo două, trei fraze. Deci astăzi vom vorbi despre Isus Hristos, serios, adică în, ăsta era Platon în accepțiunea cărții de analiză și interpretări filozofice pe care v-am prezentat o data trecută. Da, și Isus Hristos este practic Dumnezeu pe pământ, deci noi vom vorbi acum despre Dumnezeu pe pământ din punct de vedere filozofic. Și nu, deci nu, nu glumesc acum, nici nu mustăcesc. Eu spun doar că ne trebuie toată, toată inspirația, toată motivația, toate energiile din lume, plus puțin noroc, ca să iasă, ca în urma acestei dialectice a noastre, care sper să fie de toată frumusețea, să iasă un episod și să nu iasă un talmeș balmeș de idei. Pentru că o să vedeți, opera asta completă, care ne-a rămas completă, de care spui tu al lui Platon, pare destul de confuză pe alocuri. Eu m-am uitat. Mă rog, nu sunt vreun expert, dar e clar lipsită, adică se vede lipsa unui sistem unitar, nu știu, unor definiții, unor concepte din astea general valabile, care să fie la fel și în primul dialog și în al 35-lea dialog. Și... Întrebarea este, Sergiu, tu mai gândești cum gândeai acum 20 nu, de Nu, tocmai de aia l-am și felicitat pe Platon data trecută, bă, din toată inima, asta am spus schimbările astea ale lui de poziție asupra anumitor teme, asupra anumitor subiecte, deci deși acum două episoade, tot eu vă ziceam că o să-mi rup din în el, dar între timp mi-am dat seama că ceea ce a făcut el este extraordinar. Și nu, exact așa gândesc și eu, da, deci suntem destul de asemănători. Cor la cor nu-și scoate ochii, da, ca să mă autoflatez și pe mine <ră> și o să, o să mă opresc deocamdată. Nu, e bine, încă o chestie pe care poate nu v-a spus-o dorind de la început, ne-am propus să-l discutăm pe Platon în două subiecte, în două episoade. Pentru că dacă dăm ceva rateuri în primul și e destul de probabil să o facem, data viitoare putem să ne reparăm gherlele. Real, intenția este următoarea. Data asta o să vorbim despre om și despre o parte din ideile lui, iar data viitoare o să ne centrăm pe probabil cea mai importantă scriere a lui, Republica pe care o să o citim între timp, o să o putem comenta un pic mai în detaliu, Poate să fie un episod mai scurt sau nu se știe niciodată, dar o să vedem. Haideți să, să intrăm așadar în subiectul ăsta. Platon este născut Aristocles. Numele lui înseamnă ceva de genul lat numeri și este foarte ciudat că practic cel mai mare filozof al tuturor timpurilor se numește Matahala. Practic, ăsta e Platon, Matahala. Cum ziceam, numele real este cel mai probabil Aristocles, și, așa cum îi zice și numele, fals, nu îi zice numele chestia asta, se naște într-o familie cu pedigree aristocrat. E născut undeva în 428, intervalul e disputat undeva între 428 până în 423. În Renaștere, platoniștii îi sărbau ziua de naștere undeva pe 7 octombrie. Deci. Se apropie, se apropie. Cel mai probabil se naște în Egina, pe atunci o insulă care se afla sub protectoratul atenian. O să ne mai întâlnim cu insula asta de-a lungul discuției pe care o să vedem. Și moare undeva în 348-347. Teoretic la vreo 80-82 de ani este, iarăși, sursele sunt destul de neclare, dar insistă să ne spună că moare undeva la 80, 81, 82 de ani. Aparent, tatăl lui, Ariston, are în arborele lui genealogic și familia regală ateniană și familia regală din Mesenia. Familia regală ateniană fiind o familie regală care, evident, a pusese de ceva vreme, dar Ariston practic reținea încă în arborele lui genealogic această referință și cel mai probabil asta vine și cu niște resurse financiare deosebite. Pe partea cealaltă are și, cum ziceam, și familia regală din Mesenia, deci sunt, sunt două familii regale acolo și bănuiesc totuși că nu era chiar scăpătat. Pentru că, din partea mamei, mama lui pe nume Pericchione, mai cert este legătura cu poetul Solon, unul din cei șapte înțelepți, am vorbit despre el în episodul 129. Și Perictione este sora lui Carmides, poate unii din voi știu numele ăsta din dialogurile lui Platon, și verișoara lui Critias din, din cei 30 de tirani. Deci cumva iarăși ne aflăm undeva la vârf și Carmides, Critias, ăștia sunt în zona aia a oligarhilor care pun mâna pe conducere în Atena în momentul în care ă, democrația cade sub asediul spartanilor. Critias este vârf cu maică sa, da. adică cu pericțione, da? ceea ce înseamnă că am spus tura trecută, ăsta fiind unul dintre cei 30 de tirani, am spus că era unchiul lui Platon, dar de fapt era un unchi de-al doilea pentru Platon, mm -hmm. tipul ăsta mm -hmm. Critias. Eu vreau să spun altceva în legătură cu familia lui. Faptul că tatăl său provenea încă din seminția regelui Codros sau Codrus, ăsta, tipul ăsta a domnit pe undeva prin anul 1000 înainte de Hristos, vorbind de, de colapsul epocii bronzului, când dorienii invadaseră Peloponesul, dar era epoca aia întunecată grecească. Uh -huh. Faptul că maica sa era înrudită cu Solon, înseamnă că Platon s-a născut într-o familie super aristocratică. Și vreau să fim atenți la detaliul ăsta pentru că e important mai târziu, eu o să-l folosesc ca argument în apărarea sofiștilor. O să vedeți e acolo. De acord, de acord. O să ajungem și acolo. Platon are doi frați, din care numele unuia o să vă fie familiar când o să terminăm seria despre Platon. Adeimantus și Glaucon, care se disting în bătălia de la Megara, Deși există anumite surse care spune că Glaucon ar fi mai tânăr decât Platon, s-ar putea să nu fie. Are și o soră, Potone, mama lui Speusipus, care va fi succesorul lui Platon la conducerea Academiei. Ariston, moare în timpul copilăriei lui Platon și legea ateniană interzice la momentul respectiv independența femeilor. Așa că mama lui este obligată să se căsătorească cu unchiul ei, o treabă care se practică în zona asta aristocratică pentru a nu fragmenta averea și pentru a nu răspândire sursele nu înseamnă neapărat că are relații sexuale cu unchiul ei, doar că este o, un mariaj de conveniență cel mai probabil, pentru că nu mai apar surori e, și frați, cred. Cred. Platon o să-l numească în scrierile lui unchiul lui Carmides, care, să nu uităm, este fratele lui Peritione eu zic că era destul de greu, nu serios acum, pentru... Mi-am dat seama de ce îl cheamă Platon, de fapt, și de ce nu îl cheamă Aristocle. Era destul de greu pentru vorbitorii de limbă engleză, da, să ai un Aristotle, Aristocle și un Aristotel, Aristotel, știi? Așa că le-a convenit de minune porecla asta de Platon și porecla asta, apropo de fruntea sa lată și proeminentă și pieptul așa și mătăhălos cum era, o reclă asta e dă profesorului de gimnastică și de wrestling sau ceva, mm -hmm. da, niște lupte, da, atletul Ariston din Argos. Tot Ariston este doar o coincidență de nume, da, Ariston din Argos este diferit de tatăl său. Da. Uh, da, pentru că în copilărie ajunge să fie educat ca orice copil atenian, mai ales un copil aristocrat și intelectual și fizic și practică luptele. Apropo, astea sunt uh, lupte libere mai degrabă. Deci probabil cel mai apropiat sport pe care îl avem uh, sunt lupte libere. Nu lupte greco-romane, deși am fi tentați, luptele greco-romane au mai multe reguli decât luptele libere. Practic e trânta. Trânta uh -huh. este un sport care este practicat uh, din strămoși în uh, teritoriul României, apropo și este una din principalele distracții ale țăranilor de acum 200, 300, 400 de ani. Bun, revenind la, la, chestia asta, aparent are ceva succes pe panta asta atletică, ajunge în jocurile istmului, un fel de daciadă din Corint și jocurile ar fi apărut la o probă în jocurile pifiene care sunt și ele destul de proeminente, deci este un atlet, poate nu e cel mai bun, dar este unul din, din cei buni care a ajuns să. Ratează să de puțin olimpiada, ca să, zici, ca să zicem așa. Posibil, posibil, da, deci e ceva de genul ăsta. Studiază sub Socrate de pe la 20 de ani, până pe la 20 de ani, și sub Cratilus, care este un discipol de al lui Heraclit, apoi sub Hermogenes, care este un elev de al lui Parmenide. Influențele lui majore vin practic de la Socrate, Pitagora, Heraclit, Parmenide, pe aceste filiere. De la Pitagora cred că o să prindă influență în momentul în care se plimbă prin Siracuza. Stai un pic, stai un pic. Așa, nu n -n are cum să renunțe. El este elevul lui Socrate până când Socrate moare în 399. Deci, Câți nu, ani avea atunci? Avea vreo 28, 27-28 ah, ok, 28 deci de an. la 20, notițele mele exact, erau bune. Exact, corect, de la deci, 20 la 28, corect. De așa. la 20 la 28, ok, deci în orice caz, e bine totuși că mi-ai făcut corecția asta. Bun, deci cam tot ce știm despre Socrate, Pitagora, adică nu, despre Pitagora mai avem și alte surse, dar Heraclit, Parmenide, cam toate informațiile astea în general ne sunt cunoscute prin prisma lui Platon iarăși o chestie pe care o să înțelegem în timp cât de important e. Da, e, e, fabulos detaliul ăsta, da, foarte important, foarte important. E invitat să facă parte din administrația orașului sub cei 30 de tirani. Ezită și în momentul în care Socrate este... Trece, trece, acel episod pe care vi l-am povestit, în care lui Socrate îi se cere să participe la arestarea și execuția sumară a lui Leon de Salamis. Și Socrata refuză, și în momentul în care vede că în loc să meargă pe calea idealistă și să readucă justiția în primul plan și să readucă pacea și să readucă prosperitatea cetății, regimul recurge la violență și își elimină dușmanii doar pentru a se instala și a atrage mai multe resurse de partea lui. Cred că este practic dezamăgirea oricărui filozof care crede în anumite idei și o să vedem, pentru că în general Platon este destul de opus democrației. În momentul în care își vede ideile împlinite și preluate de fapt de un regim totalitar, violent, cam cum sunt toți ăștia care sprijină din punct de vedere teoretic toate mișcările astea extremiste, nu o să le numim acum pentru că se știu care sunt și peste câțiva ani, în momentul în care ăștia vor deveni extremi, o să zic că, vai, noi suntem... Noi nu am vrut așa ceva, de fapt. Noi vroiam justiție și dreptată pentru români. Bun. Mai, e încă o chestie, mai e încă o chestie la Platon, așa o caracteristică care s-ar putea să aibă ecouri pe viitor. Platon, cel tinerel, cel adolescent, era un tip super visător, avea multă uh -huh. imaginație, era. adică se va vedea chestia asta și în scrierile sale. Cochetează cu literatura, cu teatru, cu poezia, dar el după aceea ajunge să-l cunoască pe Socrate și atunci, într-adevăr, întâmplarea asta ajunge să aibă un impact extraordinar asupra vieții sale. Renunță la toate poeziile, lasă la o parte cariera asta de potențial artist, de potențial uh, olimpian. Și pornește alături de, de maestru său pe calea filozofiei, chiar dacă după ce moare Socrate, într-adevăr, mai vine și Cratilus, ăsta, care este un Heraclitean, mai nu știu, se mai întâlnește și cu niște filozofi din ăștia Pitagoreici, cu un Filolaos, ăsta Diogene la spune că se întâlnește cu Filolaos, cu Eritos. Filolaos, mm -hmm. țineți minte, e primul filozof grec care spune că nu Pământul este în centrul Universului, da? Ci e o planetă ca oricare alta. Am mai spus, cred că, acum două episoade, dar, mă rog, fiind și el pitagoreic, nu renunță la ideea aia, focului central. Da. Deci, toate informațiile astea și multe altele le știm de la Platon însuși, mm -hmm. cu anumite corelări, sau cele mai multe de la Diogene la Ertius, dar eu cu cât îl citesc mai mult pe Diogene la Ertius, cu atâta mi se pare că seamănă ca două picături de apă cu Suetonius. Da, da, dar știi cum e, sunt, sunt interesante notițele lui și ca la Suetonius nu știu neapărat dacă i-aș ignora datele fixe sau informațiile propriu zise, dar părerile personale îi le-aș reinterpreta eu pentru mine. Apropo, într-o traducere foarte bizară în română, Platon moare în păduchi. Nu știu de unde vine chestia asta. Am, am avut parte de niște traduceri foarte interesante. Cicero, Cicero spune așa despre Platon, scribens mortus est, adică moare cu condeiul în mână. Uhum, deci, uhum. că eu am o săbiciune pentru Cicero. Bine. cel mai probabil sunt tot felul de glume, cum că ar fi murit la o nuntă, adică sunt tot felul de pobești eu, să, zic la, eu zic că la, 81, 82 de ani, cel mai probabil mor în patul tău, că de și Mor pe patul de moarte, că de se și numește pat de moarte. Exact, exact. Da, până, până să moară, mai face niște lucruri. Oh, oh uh. bun, așa. Deci, în momentul în care. Deci, suntem acum la momentul în care în 404, 403, cei trei de tirani pun mâna pe cetatea Atenei. Și în momentul în care democrația e restaurată în 403, Platon e tentat să se reîntoarcă în viața politică. Chestia asta, Ideile astea de a se reîntoarce în viața politică, cumva îi sunt puse pe stop în momentul în care cetatea decide să-l condamne pe Socrate. Ceea ce mie îmi spune că cel mai probabil Socrate și cei care îl urmau, cei care îi ascultau învățăturile care erau în jurul lui, cumva apar sau sunt hărțuiți de regimul nou democratic. Și o să vedem un pic mai încolo un episod care ar putea să adâncească această idee. Mai ales că în 399 Platon și alți discipoli socratici după condamnarea și execuția lui, lui Socrate, se retrag la Megara, Acolo stau cu Euclid, fondatorul școlii Megariene, a nu se confunda cu Euclid din Alexandria, lăsăm pe scribi din epoca medievală să o facă. Euclid din Alexandria, cu totul alt om, este al... matematicianul cel din matematicianul. Ăsta e un alt Euclid. Asta este, nu au foarte multe nume, e ca și cum ne-am luat de fiecare, nu știu, uh, Quintus, uh, de la și latin, și să zicem că e unul și aceeași persoană. Hai să mai dau un citat: că ai venit cu discuția în, în zona asta, tot din compendiu ăsta cu analize filozofice pe seama cărora mă mai amuz și eu. După uciderea ca un martir a dascălului, elevii ca niște copii orfani și rătăciți părăsesc Atena. Unii nici nu se mai întorc, ci întemeiază școli de filosofie aiurea, alții ca Platon, revin pentru a propovădui mai departe cuvântul nou și a face apologia marelui dispărut. Bă, cred că, cred că inițial au vrut să scrie cuvântul Domnului cu D mare, dar s-au răzgândit până la urmă, a zis doar cuvântul nou, da? Bă, lăsăm nou, noului testament? Nu, îl lăsăm doar cu nou. Și hai să spun... În, hai să, cuvântul acasă... Domnului Socrate. Exact, domnul Socrate, da, domnul Trandafir. Dar înainte să, să revenim un pic la Platon, vreau doar să amintesc 2-3. Tu l-ai amintit pe ăsta, pe Euclid din Megara, care întemeiază școala megarică foarte frumos din partea lui. Uh -huh. O să apară și niște dialoguri ale lui Platon și are și o filozofie foarte tare în care încearcă să combine cumva existența unică a lui Parmenide și cu teoriile lui Socrate și o să vedem în ce măsură se inspiră și Platon din chestia asta. Mm -hmm. mai, mai sunt, deci, până la urmă, Socrate lasă ceva în urma lui, lasă ceva foarte important și foarte vizibil, nu doar teoretic, ci și practic. Adică lasă aceste școli. Este școala megarică, este școala cinică, care e întemeiată de antistene, care tot așa a fost inițial elev sofistului Gorgias, după aia ajunge lui Socrate. Și o să, o să vorbim ved... de bună seama despre da, da Da, 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 bine, o să vorbim mai mult poate de cel mai mare discipol al lui Antistene, care e Diogene din Sinope, da? considerat al doilea întemeitor al școlii și o să vedeți, Diogene ăsta e un mare caracter acolo. După Socrate ajunge să fie cea mai populară figură a Greciei, poate discutăm episodul viitor sau următoare episoade, sigur, adică o să aibă clinciuri inclusiv cu Platon, și mai este școala cirenaică asta întemeiată de Aristipus, care este tot un elev al lui Socrate și tot așa trece la Socrate după ce fusese admirator al sofiștilor. Deci foarte tare Socrate să vedeți cum le fura clienții sofiștilor? Pe avantajul de a nu cere bani pe meditații, ca să zic așa. Da? Deci Socrate și Platon nu o să ceară bani, dar sofiștii cereau, na. Și școala asta cirenaică, așa, ca, nu știu, chestie de cultură generală, e celebră prin chestia cu hedone, cu cultivarea plăcerii, deși acolo mm -hmm. o nuanță foarte interesantă: că tu trebuie să-ți controlezi plăcerea, nu să te lași controlat de plăcere. Dar de aici vine și hedonismul. Deci avem cel puțin trei școli care o să evolueze pe parcurs, unele mai mult, altele mai puțin, și care îl au ca, așa, sâmbure pe Socrate. Și acum urmează ăsta e că ajungem până la urmă la discipolul ăsta genial, e Platon. El elie de the, de the, the chosen one, alesul, da, exact. ca, care de de ce spun, uite, știu că trebuie să tragem la sfârșit concluziile, dar la prima vedere e aproape inexplicabil. Bă, cum poate un om să influențeze sau să exercite o influență atât de puternică, atât de profundă și atât de prelungă? În timp, mă refer în timp, asupra culturii Occidentului, da? Fără, deci, noi, fără Platon, noi nu mai putem să înțelegem cultura asta occidentală. Dacă noi îi scoatem din ecuație pe Socrate, pe Platon și pe Aristotel, nu mai înțelegem nimic din ce au scris, vă spun. Nu înțelegem nimic din design, din angoasă, din panteism, din suflet, conștiință, nu știu ce, ce mai tratează filozofii ăștia de secolul XVIII, XIX, XX. Asta ca să nu mai zic că dacă n-ar fi existat Platon, nu ar fi existat Aristotel. Fără Platon nu ar fi existat Plotin, nu ar fi existat neoplatonismul, de care, da, fără neoplatonism nu aveam dogmele creștine, nu aveam scolastica și tot așa. Deci Platon, chiar dacă puteți să fiți de acord cu el, puteți să nu fiți de acord cu el, puteți să-l înțelegeți, puteți să nu-l înțelegeți, că aici o să vedeți filozofia nu-i pentru toată lumea. Unii o înțeleg, unii o consideră utilă, necesară, mm -hmm. alții o consideră degeaba, niște vorbe aruncate în vânt. Mai țineți minte ce zicea Bertrand Russell acum două, trei episoade, era o știință reziduală. Bă, ideile e grele. Ideile e grele, nu se vede cu ochiul liber, trebuie, adică, da, mă rog, nu sunt grele, ele sunt mai diafane așa, dar nu se văd cu ochiul liber. E exact. ca la... E ca la Hawkeye ăla de la tenis, ca, ca offside-ul de la fotbal. Deci da, ai nevoie de var, ai nevoie de Hawkeye Unii nu văd chestia asta, noi facem eforturi supranaturale să le vedem. Dacă exact. o să reușim, o să vedem. Da, dar deci e foarte e, e un moment foarte bun să să fac o pauză și uh, la un moment dat uh, stăteam să mă gândesc, după ce le-am promis oamenilor uh, pe la episodul 35 că în vreo două episoade vorbim despre Burebista, ceea ce a fost o uh, o promisiune deșartă, După ce am zis, ok, de acum încolo o să fie destul de clar care e parcursul. Am stat să mă gândesc dacă într-adevăr a fost necesar acest detur prin istorie, această reîntoarcere, pe care recunosc că nu, nu credeam că o să o facem. Chiar nu mă gândeam că o să trebuiască să o facem. Acum, citind despre Platon și despre impactul lui, îmi dau seama că probabil am făcut degeaba. Deci, dacă nu am fi făcut asta, probabil am fi studiat degeaba mai departe partea culturală, pentru că nu am fi înțeles mare lucru. Și al doilea credeam, lucru, așa, scuza. Da, credeam că vei spune că în lumina noilor fapte. Adică au, au, trecut deja mai bine de 35 de minute și noi nici n-am început. Ne propunem să mai facem încă două, trei episoade cu Platon. Credeam că asta urmează să spui. <laughs> nu, 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 Ne propunem <laughs> să facem episodul ăsta în episodul ăsta. Al doilea lucru pe care vreau să-l zic este că Exact lucrurile astea pe care le-ai enumerat tu acum sunt fix motivul pentru care vorbim de presocratici și de socratici sau post-socratici. Da? Deci ăsta ar fi motivul pentru care avem împărțirea asta, pentru că ce se întâmplă mai departe, școlile majore de gândire, nu prea o să supraviețuiască în afara celor care sunt pornite de la, de la practic socrate. Bă, da, și eu m-am uimit, ți-am spus, o să fie destule idei de ale lui, super dubioase, super diafane, super greu de deslușit, cu care nu o să fim de acord. Nu știu, la limita lipsei de logică, dar chiar și așa, chiar și așa, se pare că asta e ființa umană: că are nevoie și puțin de poezie, nu doar de filozofie. Și Platon știe să apese pe toate butoanele astea care au uh, alcătuit până la urmă și au dus la, la consolidarea, la formarea culturii europene. Exact. Haide, totuși, să, să mergem mai departe. Deci ideea este că după moartea lui Socrate, Platon călătorește destul de mult. În Siren, în Megara, în Italia, unde se întâlnește cu Pitagoreici, apoi în Egipt, unde îl întâlnește pe Euripide, și apoi se întoarce în Atena, unde stă la un gimnaziu din periferia Hecademos, o zonă mai degrabă rurală, de fapt un fel de poieniță, unde era și un gimnaziu și stă acolo. Ajunge, deci, în primul rând, acum o să iau un citat din Diogenes Laetius, pentru că e destul de important. Zice așa: că Discipolii lui au fost Speusip din Atena, xenocrate, greu numele lui: xenocrate din Calcedon, Aristotel din Stagira, Filipos din Opus, Hestiaios din Perint, Dion din Siracuza. Amiclos din Heraclea, Erastos și Coriscos din Scepsis, Timolaos din Cizic, Euion din Lampsacos. Serios, numele astea uneori parcă sunt scoase din. a arunca cineva piesă de Scrabble și a luat. Doi, eu eu m-aș fi oprit la Stagiritu, Aristotel din stagira și alții, adică eu i-aș fi pus la. Piton și Heracleides din AI. Ainos, Hipotales și Calipos din Atena, Demetrios din Amfipolis, Heracleides din Pont și mulți alții, printre care și două femei, ca aici vreau să ajung, printre care și două femei, Lastenea din Mantinea și Axiotea din Flius. Acestea, după spusele lui Dicairach, Dicaiarhos, purtau haine bărbătești. Acum bine, eu am o întrebare. Cum arată hainele bărbătești pe vremea aia? Pentru că am impresia că le acuză că poartă fustă. Și bărbații purtau fustă atunci? Păi Ei nu, nu. Păi tuni... tocmai asta, că purtau haine bărbătești. De asta zic, le acuză că purtau fustă. Exact, da. Ce este mai interesant este totuși din toți acești elevi. E clar că are, are destul de mulți elevi Platon. Dar are o relație specială cu Siracuza și mai exact cu Dion din Siracuza, dar nu numai cu el În primul rând, pentru, pentru stabilirea acestui gimnaziu din periferia Hecademos, primește o sumă de bani foarte generați de la Dionisos, tiranul Siracuzei Oraș pe care îl vizitează în trei rânduri și o să vorbim despre cele trei vizite pentru că sunt probabil uh, foarte interesante și o să ne mai arată un, un aspect. Sunt foarte interesante, dar până atunci. Deci Așa. el se întoarce când, când înființează școala asta. Academos, da? Hecademos. Uite, eu, de exemplu, mi-am notat alt citat de la Diogenelea. Îmi place că suntem complementari. Deci, undeva la periferia Atenei, aici, frumos, eu i-aș fi zis-o dumbravă, dar e foarte bine, printre umbroasele alei are Hecademului Sacru, șef lor Platon era, voinic, dar blând vorbitor, viers duios el având ca greierii din Hecademos, da? Uh -huh. Bine, el a citat alți doi scriitori din chestia asta, deci de aici, ca să rețineți o informație foarte clară, de aici vine numele de Academia. Da, ăsta da. e un cuvânt, un concept care exprimă acum orice instituție de înaltă cultură. Chiar dacă atunci nu trebuia să mai ai încă, nu știu, 12 clase, 16 clase ca să ajungi la uh, Academia de la periferia Atenei a lui Platon. Dar foarte important, deci la 40 de ani el se întoarce din lunga sa călătorie de peste mări și țări, se întâlnește cu toți, ia contact cu filosofia lui Heraclit, a lui Parmenide, a lui Euclid din Megara, a pitagoreicilor și după experiențele astea super simpatice din Siracusa, vine la 40 de ani, deci mai e ceva ca Iisus Hristos care începe să propovădească la 30, la 40 de ani cam o romete, vine și bă gata, pot să vă prezint și vouă ceea ce știu, ce am acumulat de-a lungul vieții și pot să am inclusiv atâția elevi, printre care și două doamne sau două domnișoare două femei trebuie da să le zicem femei, ca asta da. uh, bun când vizitează prima și o să vorbim despre cele trei vizite ale lui, lui Platon în, în, Italia pentru că sunt interesante bine în, în, Sicilia. Când îl vizitează prima oară, o face pentru a vedea insula și craterele Ednei. Are de-a face cu Dionisos, fiul lui Hermocrates, tiran care îl obligă să fie unul din, din apropiații lui. Practic, el află că Platon deja are o oarecare celebritate, și foarte probabil că este un, un, om înstărit cu un oarecare renume. Așa că cumva îl cheamă ok să fie pe acolo prin zonă să-l aibă la curtea lui. La un moment dat însă Platon începe o discuție despre tiranie și spune că doar interesul unui singur stăpân nu are scopul cel mai bun decât dacă acesta excelează în virtute. Treaba asta îl ofensează foarte tare pe Dionisos care supărat îi spune că vorbește ca un flecar bătrân. asta îi zice pe față și tu vorbești ca un tiran. Rezultatul este că tiranul se înfurie, vrea să-l omoare, dar fiul lui, Dion, pe care a început să-l învețe filozofie și pe care l-ați văzut, mă rog, l-ați auzit numit printre discipolii lui. Nu e fiul lui, e cumnatul lui. Este deci cumnatului. Dion, Dion, Dion e cumnatul lui Dionisios cel bătrân, ăsta e Dionisios cel bătrân, tiranul cel ăsta bătrân, la care vine da. prima dată. Da, 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 ok, ok, ok. Deci Dion uh, începe și studiază sub Platon, probabil ședarea lui a fost ceva mai lungă, probabil vorbim aici de poate jumătate de an sau un an timp în care a putut să stea acolo. Dar vezi interesant că Platon încă nu-și deschisese nicio școală, el n-avea academie acum, și deja da. Dion îi devine discipol oficial, sau mă rog, mai, mai mult sau mai puțin oficial. Da, da, da. Deci, ăsta e și norocul lui că Dion și filozoful Aristomenes îl conving pe Dionisios să nu-l omoare și să-l vândă ca sclav unui ambasador spartan, Polis. Acesta îl duce în care acum e sub stăpânirea spartană, să-l vândă ca sclav. Fiind sub stăpânirea spartană, lucrurile sunt ceva mai spartane. Carmandros, tiranul local, care cere condamnarea lui la moartea lui Platon, care dispunea, practic amintea o lege și anume că primul atenian care va pune piciorul pe insulă să fie omorât fără judecată. Acum, Platon nu a mers din propria alegere acolo, ceea ce cumva l-a pus într-o situație dificilă. Apărarea lui, bine, avem aici mai multe variante, apărarea lui ar fi fost făcută de un avocat glumenț care a spus că vinovatul nu este atenian, este filozof și curtea la chită. O altă variantă e că în timpul judecății ar fi păstrat tăcerea totală și a așteptat să fie judecat. Așteptând cumva cu stoicism ca să anticipăm sentința, așa cum a așteptat și Socrate. Adunarea însă decide să nu fie omorât, ci să fie revândut ca sclav și tratat prin urmare ca prizonier de război. În momentul acela, un alt filozof, Aniceres din Cirena, îl răscumpără pentru 20 de mine. O mină este cam un sfert din veniturile unui fermier într-un an, că eram foarte curios cam cât a costat. Deci ar veni practic venitul unui fermier în 5 ani. Și 20 de mine era prețul pentru un sclav în Egina chiar și 300 sau 400 de ani mai târziu. Deci cam ăsta era prețul unui sclav. Bine, el... înainte să ajungă el în Egina, el primește de la Dionisios cel Bătrân, cum ai zis și tu, echivalentul a 6.000 de drahne. Ceea ce îi permite să trăiască în belșug, așa zice ăsta Diogene la Ertius. Da, da, Încă o chestie, vezi? El se duce acolo până să ajungă în Egina, că ajunge până la urmă să pățească fix cum a pățit și Socrate și Cezar. Cetățeni de prim rang ajung să ajungă sclav până la urmă. Uh -huh. Deci Dita mai cetățeanul atenian e răscumpărat până la urmă de, de niște prieteni. Dar el când se duce primată la Siracuza, mă gândesc, nu știu probabil se duce sau speră să-și implementeze în viața reală ideile sale politice și filozofice. Nu, pentru nu, care nu, nu, ai nu, nunca. nu, Nu, încă? Nu, 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 nu Păi atunci când vorbește cu tiranul și îi spune ne, că nu ai ne, virtuțile ne. necesare, eu mă gândesc că, în fine, idee. ideea... Nu, 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 o să, o să povestim și acolo. Da. Deci, e, e clar că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din Tărâ. Deci, în loc să-l convingă, nu doar că nu l-a convins pe Dionisio și el bătrân să-l uh -huh. asculte, dar era să o și mierlească, adică era să moară. Bine, deci el, cum zicea Diogen Laetius, în, în prima vizită nu o face pentru a. Poate o face la chemarea lui Dionisios, care probabil a vrut să-l cheme pentru prestigiu și a și dat cel mai probabil bani înainte. Exact. Dar el are acest conflict cu Dionisios și, în mod sigur, nu reușește să facă treaba asta. Aniceres îl returnează prietenilor lui Platon din Atena și spune numai atenienii au privilegiu de a avea grijă de Platon. O altă variantă este că Dion ar fi trimis banii pentru răscumpărare prin Aniceres și Aniceres nu i-ar fi luat, ci ar fi cumpărat pentru Platon grădina din Hecademos. Deci lucrurile astea sunt cumva, cumva legate, nu știm exact care e varianta posibilă. Nu știu, nici a discutat cu Dionisios de s-a supărat asta așa de tare, dar cert e că Platon nu se învață minte și va mai merge de încă două ori în Siracusa, exact. da? ceva mai târziu. Bine, ce, ce, a fost interesant a fost că Dionisios, ăsta bătrânul, îi trimite o scrisoare în care îi cere să nu fie vorbit de rău, la care Platon îi răspunde că nu avea el atâta timp liber cât să-și amintească de Dionisios. Deci e clar că acolo sunt niște poduri rupte, distruse între cei doi. A doua vizită o face lui Dionisios cel tânăr, fiul tiranului, care îi promisese sprijin cu pământ și oameni pentru realizarea republicii sale. Ajuns acolo, Dionisius nu se ține însă de cuvânt și mai ales în momentul în care este pe aproape își dă seama că oh, stai, Platon este prieten cu Dion, iar Dion e în momentul respectiv, practic, în tabăra celor care ar vrea să-i submineze conducerea Inițial, uh, ieri erau prieteni, deci Dion și cu Dionisie cel tânăr erau prieteni, pentru că de el și cheamă, zice, bă, vină cu în cu misiunea să-l transform pe nou tiran ăsta, Dionisie cel tânăr, într-un monarh luminat, într-un fel de rege filozof, uh -huh. așa cum te gândești tu. Nu știu ce face, nu știu ce nu face, dar așa cum zici și tu, ajunge și de data asta să fie, adică să, să ajungă în tabăra cealaltă, e sequestrat. Trebuie să fugă de pe insulă asta după ce Dion fusese și el alungat, că ajunsese între timp să se certe cu Dionisios cel tânăr. Între timp, oamenii din, din Atena trimit o delegație și filozoful Arhitas îi scrie lui Dionisios și amintește cu câtă insistență a cerut el însuși venirea filozofului la Siracuza și în spiritul omeniei să-l returneze pe Platon nevătămat. Mai merge și o a treia oară, pentru că nu s-a învățat minte, dar probabil e ceva mai încolo. Încearcă să i împace pe Dion și Dionisios, însă nu, nu reușește și se întoarce, pur și simplu, fără să aibă aventuri suplimentare. Dar Acum e interesantă povestea asta cu, practic, ajuns de la aristocrat la sclav și aia doar pentru că nu și-a ținut gura. Da, Nu știu cum îi văd cei din Magna Grecia pe cei din Grecia, dar cred că nu sunt neapărat raportul de subordonare. Deci, adică nu e ca și cum Siracuza um, îi datora ceva Atenei. Nu mai știu exact dacă Siracuza este colonia Atenei. Atunci era, avea statut destul de independent, eu așa știu, că și pierduse, adică era Magna Grecia, dar nu cred că, na, Atena de-abia își revenise după războiul pe Loponesiac, nu știu dacă putea ea să exercite, mai ales că suferise prin Alcipiades, luase o bătaie la Siracuza soră cu prefectura. Da, oricum a fost, Siracuza este fundată de Corint. Deci okay, okay. și în momentul ăsta Corintul încă avea o personalitate distinctă, nu avea o personalitate de oraș raste pe fața pământului de către romanii civilizatori. Corect, corect. Așa. Bun. În Atena, întors în Atena, practic se ține de academie și mai are ceva activitate politică, dar foarte mică la un moment dat pledează contra condamnării la moarte a generalului Cabrias când nimeni din Atena nu a vrut să o facă. Și aici, aici e un episod pe care am vrut neapărat să-l includ pentru că mi se pare că pune într-o perspectivă diferită și felul în care ei reacționează în 399 când e Socrate condamnat. Și anume, în momentul în care se întâlnește cu delatorul din proces, acesta îi zice Ce vii să vorbești pentru apărarea altuia? Nu știi că te așteaptă și pe tine cu cuta lui Socrate? Și răspunsul Platon este După cum am înfruntat primejdiile apărându-mi în război patria, tot așa le voi înfrunta și acum făcând mi datoria față de un prieten. Apropo, deci pentru că au fost războaie între timp, mai mult ca sigur, Platon a fost uh, parte și el la război, nu mai știu exact dacă e documentată sau nu. Din astea uh, de mai mică importanță, da. de mai mică anvergură, faptul că totuși. Platon va merge până la urmă și a treia oară în încercarea de a împăca pe ăștia doi, care deja erau într-un conflict deschis, mă refer la Siracusa. Uh -huh. Dionisios până la urmă reușește să-l asasineze pe Dion, în fine, Dion cucerise Siracusa, e o dubioșenie pe acolo. Bă, Platon, deci ideea e că Platon a reușit să fie destul de influent din punct de vedere al ideilor politice, al prezenței într-un oraș extrem de important din Magna Grecia, să spun, pentru o lungă perioadă de timp, adică pentru mai multe zeci de ani, asta poate însemna ceva din punct de vedere, nu știu, din punct de vedere al puterii sale financiare, din punct de vedere al oamenilor suspuși pe care îi cunoștea peste tot prin lumea largă și care se oferă să-l salveze, adică el nu e ok, ajunge sclav așa de Sanchi, adică da. e clar o, o greșeală acolo. Faptul că el se duce și are cumva mână liberă să pună în practică teoriile lui, mm -hmm. care o să vedeți, bă, socoteala de acasă clar nu se potrivește cu aia din târg, adică una e teoria și alta e practica, spune câte ceva. Deci, Platon, apropo, Platon este un stăpân de sclavi până la urmă, cât de dur ar suna chestia asta. Păi, Platon nu, este asta un tip cu stare. Nu e păi dur. Este, da, mă, da, mă rog, sună dur pentru zilele noastre, dar da, așa era realitatea de atunci. Deci Platon provine dintr-o familie super aristocratică, cu bani, cu proprietăți, cu sclavi, uh -huh. cu influență și o să vedem prin ce se traduce chestia asta, că noi povestim, e foarte bine, deci ce face Dorin aici și încerc și o să-i țin isonul, vă prezintă omul, omul de stat, omul politic, omul social, omul economic. Platon, da. O să vorbim imediat și de filozoful Platon, dar așa cum am discutat și de Socrate, încercăm să ne ocupăm și de partea lui imanentă și după aia o să vedem, ne ducem și pe norișorul diafan al lui exact, Platon. Exact, exact. Pentru că a ridicat problema asta cu sclavii, poate o problemă de percepție, pe care ar trebui cumva să o discutăm. Vorbind de o epocă în care sclavia nu este o stare nemai întâlnită și cumva este este parte din societate. Putem să zicem că, de exemplu, fără. evident, fără, fără a aduce exact aceeași implicație, putem să considerăm că sclavii sunt, de fapt, uh, angajații unui. Uh, uh, nu știu, sunt, sunt cei care, care lucrează într-o moșie de asta, britanică, știi, cum vezi la toate show-urile astea de să uită lumea. Cu asta, Marea Britanie victoriană, unde peste tot ai servitoare și chestii, erau practic servitori, erau. n-aș spune angajați, pentru că, în mod sigur, nu, nu erau angajați, dar erau niște oameni care cumva aveau un statut special, nu neapărat un statut de stat de sclavie absolută. Am impresia că noi avem o înțelegere a termenului de sclavie în modul absolut, așa cum. Vine din literatura și din cultura americană, hmm. care este un, e un sistem de sclavie mult mai sălbatic, motivat și segregat rasial, care are propriile lui complicații. Sclavia din perioada asta este un pic mai complicată. Da? Câtă vreme, da, eu nu știu, n-aș vrea să fac aprecieri din astea relativ, absolut, că nu sunt sofist, nu sunt nici Platon, dar câtă vreme tu te enervezi și stai și te gândești, bă, să îmbiciuiesc sclavul, să nu îmbiciuiesc sclavul, crede că sclavului nu este bine în postura absolut, aia. Oricât absolut, de civilizată ai fi tu ca stăpân cu el, oricât de multe libertăți i-ai oferi, bă, când îl biciuiești și la tălpi, nu doar pe spate, credem că îl doare. Da, absolut, absolut. Deci ce zic eu aici nu este o scuză a sclaviei, e doar o înțelegere a faptului că așa cum mental avem noi modelul de sclavie, vorbim totuși de un model de sclavie un pic diferit. Da, 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 nu și nu dădeam un exemplu, în abstract. Ziceam doar de că Platon nu mai și biciuiește sclavia, adică sunt scrie acolo pe buchie, bă, că se mai gândește, să-i mai corecteze din când Exact, exact, exact. O să mai pun uh, două informații. Deci, primul lucru care, care ne-a mai, uh, ne mai rămas. Viața lui personală, da? O să vorbesc despre, despre, iubitele și iubiții lui și despre, practic, despre relațiile lui, despre rivalii lui și apoi despre felul în care moare. De fapt, hai să terminăm cu chestia asta. Moare undeva pe la 81 de ani, dacă e să ne luăm după Seneca în aceea zi în care s-ar fi născut. Asta e informația care ne ajută noi de la Seneca. Sunt mai multe povești în legătură cu moartea lui, fie că a murit la un banchet de nuntă, fie că a murit scriind exact cum spuneai tu, fie că a murit în patul lui, în timp ce o fată tracă îi cânta din flaut. Aceste golănie o să le las pentru tine, Sergiu, nu, nu o să intru mai adânc în aceste subiecte, dar o să vreau, de fapt, pentru că no, a fost. El a murit nu neapărat în mizerie, a murit uh, oarecum în, uh, la un vârf pentru el. Nu a pățit ca Socrate care a trebuit să facă sacrificiu suprem sau a murit la el pe patul lui de moarte. E, e tot în regulă, nu, nu sunt fugăriți elevii lui mai târziu pentru că au fost elevii lui Platon. E, e în regulă din punctul ăsta de vădere. că Așa, dar. zi. Nu, credeam că zi. Credeam că urmează un dar, dar... Dar o să mai... Adică, nu, nu e niciun dar. Lucr lucrurile așa s-au întâmplat. Deci nu, nu va mai fi nimeni care să fugă până la Megara din cauza lui, că a murit. Deci lucrurile astea sunt, sunt perfecte. Ca orice greci din perioada clasică, Aristipos afirmă că Platon e îndrăgostit de tânărul Aster, pe care îl învăța astronomia, dar și de Dion, Alexis, Agaton și Phaedros, cel din dialogul despre frumusețe și iubire, dar ne zice și de curtezana Arheanasa, deci este ca de obicei am mai vorbit despre homosexualitate, despre relații, dar poate, Sergiu, vei vorbi mai încolo, mai pe larg despre subiectele astea. O okay. să mai fac o singură enumerare de asta, incredibil de lungă. Rivalii lui. Rivalii lui, pentru că am vorbit despre elevii lui, despre școlile care se înființează practic în, în, aceeași epocă. Despre cei care îl vor urma vom vorbi despre Aristotel mai pe larg. Dar există și rivali în epocă, așa cum Aristofan făcea mișto de Socrate, la fel sunt oameni care nu sunt foarte bine cu Platon în perioada vieții lui. Xenofon, de exemplu, nu e foarte binevoitor la adresa lui și rivalizează cu el inclusiv în opera filozofică. Scrie lucrări foarte similare cu ale lui Platon. Nu-mi dau seama, de exemplu, banchetul, există un simpozion și la unul și la celălalt, apărarea lui Socrate iarăși și are chiar o lucrare care rivalizează cu Republica lui Platon, care este Ideea. Unde personajul principal este un anume Cirus, pe care nu l-am identificat exact la cine se referă. Platon îl contrează pe Xenofon în, în dialogul Legile, unde spune că Cirus nu era deloc așa cum îl descrie Xenofon, practic chestia asta cumva atacându i fix lucrarea care cumva este văzută ca capodopera lui Platon. Printre rivalii lui se mai numără și un anume antistene care scrie un dialog contra lui Platon numit Saton. Lui Aristip îi reproșează că era plăcat în Egina în momentul în care a fost condamnat Socrate, practic îl acuză de lașitate. Un anume Eschines se zvonește că ar fi fost desconsiderat de către Platon din cauza sărăciei lui și aparent vorbele pe care Platon le asociază lui Criton în închisoare alături de Socrate sunt de fapt ale lui Aischines. Deci, cumva, ca orice om are și contestatarii lui, e, ca om nu este de bună seamă, nu este perfect. Păi nu, știi care e tristețea? Care e tristețea? Că el se înțelege bine doar cu oamenii care gândesc asemenea lui și nu se înțelege bine cu oamenii care nu gândesc asemenea lui. Nu se înțelege bine cu antistene, nu se înțelege bine cu Aristipus, nu se înțelege ăștia care cu hedoniștii, cu cinicii, cu xenofon, care are o, o viziune din asta mai ca cazonă, mai algoritmică, mai logică. Uh -huh. Cu toți care gândesc diferit de el, o să vedeți, Platon nu se înțelege deloc. Nu se înțelege cu niciun sofist, deși e discutabilă treaba. Cu toți care relativizează, cu toți care văd absolut orice, dintr-un alt punct de vedere, chiar dacă și-l argumentează, bă, Platon, nu, nu e ok, nu e ok, nu vezi lucrurile, n-ai venit în școala mea, nu exact. ești în academia mea, ești nașpa, ești nașpa. Și aici, exact aspectul ăsta vroiam să-l să, -l, să -l iau, de fapt, e foarte supărăcios pe oamenii care nu gândesc ca el. Și suficient de supărăcios încât să-i și pună printr-o lupă destul de negativistă. Dar o să explic acum care este cel mai important aspect, și de fapt nu o să explic eu. O să citesc din Diogenes la Erzius să vă explic care este cel mai important lucru pe care îl face Platon. Platon scrie undeva la vreo 36 de dialoguri, depinde cum le numeri, de fapt că ești vreo 56 sau ceva de genul ăsta. Ideea este că scrie niște dialoguri. Aceste dialoguri sunt la limita între un text filozofic foarte plictisitor, foarte tern, foarte lipsit de, de, personalitate și poezie. Este filozofie transmisă prin, să zicem, teatru. Și o să îl las pe Diogenes la să explice lucrul ăsta și să fac așa un pic de pauză, așa că Sergiu o să povestești tu mai departe impresiile tale pentru că am nevoie să beau niște apă. Deci, zice așa Diogenes Ețius. Se spune că cel din tâi care a scris dialoguri a fost Zenon din Elea, dar, după spusele lui Favorinus în amintirile sale, Aristotel afirmă în prima carte a dialogului despre poeți că cel din tâi a fost Alexamenos din Stira sau din Taos. Părerea mea însă e că Platon, care a adus geniul dialogului la desăvârșire, poate fi numit pe drept cel care i-a dat frumusețea și a descoperit-o. Un dialog este un discurs format din întrebări și răspunsuri asupra unor chestiuni filozofice sau politice cu respectarea caracterului persoanelor care vorbesc și felului lor de a vorbi. Dialectica este arta de a vorbi, prin care combatem sau susținem o temă cu ajutorul întrebărilor și răspunsurilor celor care discută. Dialogul platonic are două caractere generale, unul destinat pentru a învăța, altul pentru a cerceta. Cel din tâi se împarte și el în două specii, teoretic și practic. La rândul lor, teoreticul se subîmparte în, în fizic și logic, iar practicul în etic și politic. Dialogul de cercetare se împarte mai întâi, și scuze pentru enumerarea asta, în două diviziuni principale, exercitarea minții, iar cealaltă victoria în controversă. Partea care urmărește exercitarea minții are și ea două subdiviziuni, una înrudită cu arta moașei, cealaltă care pune la probă, iar cea care urmărește controversa, la fel sub împărțită într-o parte care aduce critică și alta care distruge tezele. Bun, asta este practic felul în care Diogene explică ce este cu aceste dialoguri și acum o să începem și noi să vorbim fără Diogene prin zonă. Bun, hai să mă refer un pic Există o, problemă, există o problemă socratică. Uh -huh. Am vorbit episodul trecut despre problema socratică, adică despre faptul că nu știm cu adevărat ce a gândit Socrate decât prin prisma lui Platon. Mă rog, prin prisma lui Platon, a lui Xenofon, a altor două-trei surse. Eventual alți discipoli sau contemporani sau ce informații ne-au mai rămas despre el. Faza e că pe principiu ăsta avem și o mică problemă platonică. Avem o mare problemă socratică, dar avem și o mică problemă platonică, pentru că Platon nu apare în niciunul din dialogurile astea de care ai spus tu. El nu spune nimic cu cuvintele lui. În schimb, spune foarte multe, dar doar cu cuvintele altora. Și nici măcar, că am stat și m-am gândit, nici măcar nu e ca la alți autori. Alți autori, ce fac? Dramaturgi. Ce face Caragiale, de exemplu? Caragiale folosește niște personaje imaginare, cărora le pune în gură ceea ce vrea el să exprime. La Platon toate personajele din dialoguri există și în viața reală, foarte important, de la membrii familiei, la tot felul de prieteni, dușmani, da, sofiști, oameni mai mari, oameni mai mici, dar există. Și întrebați-vă doar atâta, bă, dacă oamenii ăia, dacă oamenii ăia chiar gândeau astfel, dacă Platon a fost cu adevărat un filozof sau a fost doar un biograf al ideilor, un scrib, știu că sună urât, știu că sună depreciativ la la, dar asta ca să vă pregătim cumva pentru teoria ideilor care urmează, da? Ideile sunt, mă rog, ideile lui Platon chiar sunt mai nobile ca ale mele, mai, mai de neînțeles, dar mai nobile. Asta încerc să vă spun. Totuși, Platon nu spune nimic cu cuvintele lui. Nu zice cu subiect și predicat nimic. Are într-adevăr o modalitate senzațională. Deci, Dialogurile lui, lui Platon dintre care multe sunt multiloguri mm -hmm. multă vreme eu le-am crezut a fi monologuri dar nu sunt nu sunt deloc eu credeam credeam că Platon are ideea de la început are uh, finalitatea uh, scrierii în minte. Mm -hmm. De fapt, finalitatea ideii. Știe unde vrea să ajungă, știe ce vrea să demonstreze. Și personajele sale, personajele pe care le folosește, de care se folosește, sunt doar niște pioni, așa. Pion sau orice altă piesă de pe tabla de șah. Dar, deși șahul nu cred că fusese inventa pe vremea sau și sigur n-a ajunsese nu, în Grecia. Da, nu n-a nu, nu, ajunsese -ajunse în Grecia. Țintar, ăștia n-a ajunsese Dar, uh, bă, m-am gândit la ce ai zis tu, Dorine data trecută cu Aporia. Faptul că Platon lasă aproape mereu concluzia în aer și de fapt nu-ți dai, seama, nu -ți dai seama la Platon care argument a fost mai puternic, care a fost mai slab, care a fost corect, care a fost greșit. Eu am crezut că bă, vine Socrate și dă coștea de pământ, frate, adică el iese clar învingător de departe, de la o poștă, de la o leghe, de la 100.000 de mii leghe sumări. Nici pomeneală, nici pomeneală. Exact. Ceea ce m-a făcut, deci m-a făcut să-l văd pe Platon ca pe un jucător de șah. Ți-am zis Dorine, că o să încerc să introduc comparația asta. Deci ca un jucător de șah care încearcă să joace la fel de bine și cu albele și cu negrele. Serios. Da. Și bă, mi-a venit ideea asta pentru că eu când eram mic No, în fine, uneori nu aveam cu cine să joc șac și jucam singur, dar eram la fel de atent și când mutam cu albele, și când mutam cu negrele. Uneori câștiga o culoare, uneori câștiga altă culoare în funcție de inspirația de moment. Fict, fix asta mi se pare că face și Platon. Pentru că, deși la începutul dialogului te aștepți cumva ca doar argumentele lui Socrate, doar argumentele să aibă o amvergură din asta câștigătoare. Bă, până la urmă și celelalte au tot felul de idei bine argumentate, o să vedeți, și sofiștii. Nu vine doar Socrate cu entitățile lui matematice imoabile și da existența superioară, nobilă și la la la. O să vedeți. Ce, deci, ce, ce mi se pare, că, că acum ai pomenit de sofiști, ce mi se pare foarte interesant e că, dincolo de faptul că sofiștii, dialogul sofiștii, de exemplu, este o discreditare a sofiștilor, el vine acolo cu niște afirmații unde poți să-ți dai seama că, ok, asta ar putea să nici măcar nu fie părerea lui Platon, știi? este părerea unui străin alea, adică, adică aia, o, aia o, să imediat, o să continui imediat o să imediat apărarea sofiștilor chiar vreau să mă leg de sofiști, de fapt de Plato și de sofiști, dar până la urmă asta vreau să spun, scrierile astea lui Platon, bă, pot fi numite clar dialoguri sau multiloguri bă. fără nicio problemă adică le dau undă verde, nu nu mai am nimic de comentat, ți-am spus, credeam că sunt monologuri, credeam că uh, Socrate auzi, credeam că Platon are deja finalitatea scrierii în minte și nu face decât să ghidoneze pe personajele, dar nu. Mi se pare că personajele lui sunt extrem de organice și au propria lor identitate și personalitate. Ce e interesant mm -hmm. e că, într-adevăr, se insistă pe acuratețea personajelor și în, exact, în, în exact. practica acestor dialoguri. Și ăsta e motivul pentru care ajunge Platon, de fapt, să-i reproșeze lui lui Xenofon, că personajul lui principal nu este consecvent cu personajul real pe care l-a folosit. Știi? Și asta înseamnă pentru noi mai multe lucruri și e foarte important să înțelegem lucrul ăsta, mai ales prin prisma faptului că Platon a fost păstrat de-a lungul secolelor și îl avem integral și necenzurat. El, practic, îl putem folosi ca pe o sursă pentru a înțelege cam care sunt părerile, părerile diversilor filozofi, ale căror scrieri nu ne-au mai rămas, pentru că Cumva el încercând să păstreze corectitudinea personajelor respective, dincolo de calomniile pe care le aruncă peste Sofiș, de exemplu, putem să întrevedem pe acolo care sunt părerile lor, care sunt lucrurile pe care le susțin. Este clar o problemă faptul că nu știm exact cât anume este inventat. Ne bazăm pe faptul că, în epocă există o oarecare cenzură că aceste dialoguri, de exemplu, ajung să fie citite în public și publicul respectiv ar reacționa în momentul în care ar ajunge în contact cu un fals major în legătură cu unul din personaje, mai ales că, iarăși amintesc chestia asta, că Platon însuși insistă pe faptul că dialogul trebuie să aibă un personaj veridic, corect, congruent cu personajul real pe care îl citează. Ăsta este așa un motiv... cum Platon. Așa. Așa cum Platon îi va face o apologie lui Socrate, așa voi face și o apologie sofiștilor. Și dacă mă lași puțin mai mult timp, pot să le iau apărarea cu vârf și îndesat. Okay. În primul rând, de unde e ideea asta? Adică ideea până la urmă e piesa de rezistență a lui Platon, dar el vine și ne spune, după 2400 de ani și am rămas cu ideea asta, că sofiștii sunt niște tolomaci, chiar dacă sofist vine de la înțelepciune, da? Dacă vine Platon și ne spune chestia asta, noi îl vom crede pe Platon, da? Aproape fără să cercetăm. Și de ce îl credem? Pentru că suntem striviți de personalitatea lui Platon, da? Platon, poți să vedeți, este singur, e etern, e perfect. Noi suntem, chiar dacă suntem mai mulți, noi suntem schimbători și subiectivi, noi suntem... În lumea asta noastră, el în lumea lui, noi în lumea noastră. Uh -huh. Și așa erau și sofiștii. Spuneam la început, primul argument, spuneam la început că Platon provenea dintr-o familie aristocratică, dar și era destul de înstărit. Era înstărit la modul că avea sclavi, avea proprietăți, deci el când și-a înființat Academia, nu i-ar dea buza ca discipolii să-l remunereze pentru cursurile pe care le ținea. În schimb, ce ziceam de sofiști? Păi, sofiștii ăștia săraci erau niște amărășteni, mulți mm -hmm. erau veniți din afara Atenei și încercau să-și câștige și existența prin tot felul de mijloace, da? Nu dispuneau de venituri constante și, adică, chiar trebuiau să, să muncească, nu ca Platon. Exact. Și, cum am spus și acum două episoade, bă, e așa de rău să-ți valorifici cunoștințele și să ceri bani pentru asta. Știu că tu ai dus discuția în altă parte și o să discut și, și aspectul ăla. Dar, pentru un aristocrat, Bă, banul ăla pe care îl oferea discipolul profesorului, eu știu, pentru Platon era o, o jignire, era un lucru nenobil, era un lucru josnic, dar pentru oamenii ăia care ar fi murit de foame altfel, nu știau toți să cioplească, cum știa Socrate, nu erau toți arhitecți și sculptori, da? Deci ei predau lecții tineretului atenian, îi pregăteau pe ca să nu dea în cap pe stradă, nu? Aș putea... Uh... Haideți să prezint un pic, pentru că mi se pare că cumva ar trebui să prezentăm și care este punctul de vedere al lui, lui Platon. Și aici aș vrea să zic, ca să putem continua discuția și ca să există contextul pentru cei care ne ascultă, Aș vrea să vorbesc un pic despre cum vede Platon sofiștii, deoarece mare parte, cum ziceam, mare parte din scrierile lor s-au pierdut, cunoaștem sofiștii mai degrabă prin scrierile lui. Le dedic acest dialog întreg, sofist, în care un străin din Elea vorbește cu Taetetus și îi descrie sofiștii. Prezentarea nu e foarte măgulitoare. Sofiștii sunt asemuiți unor vânători de tineri bogați, Vânzător de cunoștințe sau atleții unei competiții verbale. Nu neapărat lucruri negative, pur și simplu sunt, sunt asemuiți. Deci, ce face, ce face acest străin eleatic este să despartă, de exemplu, practic să descrie un pescar și, în același timp, să descrie practic. Prin împărțirea în două a tuturor meseriilor din lume, după care a tuturor fiecare subcategorie, practic să-l identifice într-un anumit loc și face aceeași despărțire logică, care pare logică, să facă aceeași despărțire și cumva să ajungă la concluzia că seamănă foarte mult cu un vânător sau cu un pescar de tineri bogați. Tot face genul ăsta. E foarte interesantă uh, argumentarea pe care o aduce Platon prin acest uh, străin uh, eleatic. Ideea este uh, la care ajunge în cele din urmă și pe care cumva insistă: este că sofiștii nu oferă o știință reală, doar opinia asupra lucrurilor. Cumva, poate. Deci, asta e cea mai importantă critică. că... Învățăturile sofiștilor se bazează pe opinia generală față de lucruri, așa numită doxa, nu neapărat pe încercarea de a construi și a cerceta lucrurile obiectiv, științific sau, mă rog, științific, nu putem să vorbim de o metodă științifică, dar ideea de a culege cunoștințe și de a construi cunoștințe, așa numitul episteme. Sofiștii își centrează tezele în jurul puterii, relațiilor, adevărului, manipulării, fără a-și asuma responsabilitatea morală asupra rezultatului. Iar pentru Platon, moralitatea este cea importantă, binele universal pe care oamenii trebuie să-l descopere prin căutare. De asemenea, îi se pare că modalitățile sofiștilor nu le pot permite să învețe pe alții despre justiție, ei fiind cumva motivați, cum mai zis tu, de bani ei sunt motivați practic de cine îi plătește mai mult și practic le dau lucrurile care sunt mai atractive pentru cei care plătesc mai mult. Și el spune că îi se pare că nu ar trebui să își permită să îi învețe pe alții despre justiție, justiția fiind cunoștințele care sunt obținute doar prin dedicație și studiu intens, și pentru ca un individ să înțeleagă justiția are nevoie nu doar de gândire profundă, cunoștințe acumulate, dar are nevoie și de virtuți. Și virtuțile nu pot fi schimbate pe bani. Cred că asta este teza cea mai importantă a lui, lui Platon aici, că virtuțile nu le poți cumpăra pe bani. Și era un exemplu pe care l-au pe undeva, s-ar putea să fie în podcastul History of Philosophy, și e ceva de genul că medicamentul, este neplăcut, dar, de exemplu, o înghețată este plăcută și atunci ai de ales. Ori e medicamentul, ori e înghețată. Ce va alege omul cu resurse? Va alege varianta plăcută. Sofiștii practic oferă varianta plăcută, dar care nu este sănătoasă, nu este ceea ce trebuie pentru sufletul bolnav sau sărac. De partea cealaltă, filozoful oferă medicamentul, oferă partea grea, Partea dificilă, care nu este la fel de tentantă, care va fi neplăcută, medicamentul însuși va fi neplăcut, dar că sofistul va avea de câștigat pentru că apelează la niște căi, niște modalități de manipulare mult mai absconse. Așa. Okay. A, a, asta este poziția lui Platon. Da? Bun. Hai să spun acum. Așa poate o să ai impresia la început că vorbim așa un pic în paralel. Nu, tu nu, vorbești nu. despre Platon, eu vorbesc despre sofiști. O să fac o speculație mai întâi, nu mă supăr dacă sunt contrazis. Platon, aristocrat fiind, eu cred că era și destul de elitist. Eu așa îl văd pe el, un tip Absolut. elitist. Și o să vedem și în Republica că e cât se poate de elitist. Fiind elitist Înseamnă că el credea că doar oamenii de un anumit soi și de un anumit nivel și de un anumit rang merită să fie implicați în treburile cetății, în treburile publice ale polisului atenian. Ăsta e motivul Așa... pentru care am pomenit de ice e, Ok. Și atunci când vede, atunci când vedea un sărântoc din ăsta venit din vreo colonie, că ocupă o funcție publică, pentru că o să fie sofiști care ajung mm -hmm. și în funcții publice, ajunge sofistul să ia decizii în numele cetățenilor, evident că nu-i convine. Correct. Eu nu o să stau acum să-ți, adică poți să să-ți argumentez totul, poți să relativizez totul, inclusiv adevărul și dreptatea, că asta făceau și sofiștii. Dar ce mai făceau sofiștii? Foarte important, uite o chestie pe care n-a făcut-o Platon. Sofiștii se duceau în Agora și le predau tuturor celor care voiau să fie instruiți. Pe bani, așa este. Platon ce a făcut? Platon și-a făcut o școală într-o dumbravă, pe o alee umbrită, unde nu putea să vină oricine, foarte important, undeva la periferia Atenei, în primul rând, ce scrie deasupra Academiei lui Platon? Dacă nu știi geometrie, n-ai ce căuta aici, bă! Deci, e doar pentru cei inițiați cât de cât. Correct. Este aproape la nivelul pitagoreicilor. Aproape. aproape. Acum exagere și eu un pic. Deci, la sofiști, la fel ca la Socrate, pentru că e o diferență între Platon și Socrate aici. Există o dialectică reală. Adică, dacă te duceai în piață, putea să vină la tine și un soldat, și un meșteșugar, și un sacerdot, și nu știu ce. Îi spuneai fiecăruia ce voia să audă, ok. Mm -hmm. Nicio problemă. Dar asta se numește până la urmă democratizare dorine. Asta exact. e democratizarea culturii, Correct. a culturii generale. Deci, Platon nu democratizează. Platon se retrage în academie și așteaptă doar pe cei aleși pe cei aleși pe sprânceană să vină să-i calce exact. pragul. Exact. Și, ar, și argumentul suprem, și argumentul că nici măcar nu m-am încălzit, Așa. deci argumentul suprem pentru faptul că sofiștii n-au fost nici pe departe atât de incompetenți și atât de lipsi de caracter, că aici îi atacă până la urmă la lipsa de caracter, că nu sunt demni, că nu sunt nobili, că nu știu ce. Platon practic își dă cu stângul în dreptul pentru că în, în mai mult de jumătate din dialoguri, cred, apar sofiștii. Protagoras, Gorgias, Hipias, Critias, nu doar că apar, nu doar că apar citiți cu atenție dialogurile și veți vedea că în foarte multe argumente ale lor, bine, sofistul nu l-am citit, că mi-ai zis tu începutul și am zis, bă, nu, e, nu e de mine dialogul ăsta, mai bine să nu încep cu, cu undița în apă, că, da, cu ursul, de, ursul, ursul de vulpe, dar o să vedeți că argumentele alea, foarte multe argumente alea, sunt foarte decente, Singura diferență dintre Platon, singura diferență reală dintre Platon și sofiști, e că sofiștii sunt mai axați pe latura asta te da, tehnică, tehnică Bun. pe pragmatism. Deci, ei cum ar zice Gigi Becali, ei sunt pe partea economică. Ha. Adică platon, platon era, nu serios, Platon era pe partea spirituală, bă, nu-i nimic rău. Dar este evident că avem un conflict. Vă ți-am spus nu, Platon nu a, nu dacă avem nu gândeai cu. O să, o, să, o să vreau să-ți răspund, dar o să-ți răspund într-un fel în care o să fii un pic așa, o să intri într-o mică aporie. Care e problema? Sunt foarte de acord cu tine. Nu numai că sunt foarte de acord cu tine, sunt sigur că ai 100% dreptate. Dar, uh, dar și tu ai 100% dreptate. Dar și eu am 100% <laughs> dreptate. Și care este problema? În primul rând, nu toți sofiștii sunt puși în aceeași oală. Cred că e foarte important lucrul ăsta de explicat. Protagoras, de exemplu, este văzut într-o lumină super pozitivă. Adică, citești Protagoras și de deci, e clar acolo o admirație și e o influență clară și nu se poate spune. Cum am discutat și în episodul trecut, Socrate însuși este un sofist. El probabil se referă la o altă latura sofiștilor și este ceea. Deci, mai trebuie să înțelegem un lucru numele de sofist, deci suntem în anul 380-370 înainte de Hristos, da? vă dau doi termeni. Sofist, pe care o să-l discutăm un pic mai încolo, și dictator. Ce înseamnă dictator în momentul ăsta? Dictator înseamnă o soluție de criză în Republica Romană în care un singur om preia puterea spre binele cetății, și cedează puterea la sfârșitul mandatului după ce problema este rezolvată. Seamănă cu termenul de dictator, dar acum? Nu prea seamănă. Băi, eu pot să-l contorsionez și să-l fac să semene. Cred nu, de băi, nu poți. În numele binelui general poți să faci multe chestii nu, și am văzut... Nu băi, poți i -a, i -a, i -a pentru că un dictator exemple. este ales, dar el și cedează puterea. Păi vrei să-ți dau exemple de dictatori care n-au mai cedat puterea? Chiar din da, Republica Romană? Dă-mi exemple până la anul 380 înainte de Hristos. Pentru că eu, vorbesc de, termen, eu vorbesc de, termen, eu vorbesc de termen dictator la anul 380 înainte de Hristos. Bun, bun, bun. Corect. de acord, până aici. La fel, vorbim despre un termen de sofist din anul 380. Înțelegerea noastră despre termenul de sofist este puternic, puternic afectată de această vedere a lui Platon, evident a lui Platon, asupra unor sofiști. Deci, noi în momentul ăsta aplicăm eticheta sofist pentru acea categorie care corespunde acelor defecte pe care le-am enunțat eu. Pe de altă parte, sofiștii reali, cei pe care i-am încadrat în categoria sofiștii, care l-au pe un protagoras, pe un Gorgias, care Gorgias, de exemplu, este văzut de foarte mulți ca fiind un protofeminist, el făcând acea apologie a Elenei. Deci, acești oameni nu sunt neapărat sofiștii la care se referă Platon. Însă noi am luat cuvântul și a fost cuvântul ăsta, a fost practic pervetit, corupt, transformat în mai multe feluri, până când a ajuns la noi cu ideea asta că sofistul este cineva care doar învârte vorbele, dar nu are niciun pic de substanță. Da. Sofistul, de exemplu, este un termen pe care noi l-am aplicat acum diversilor care comentează toată ziua pe Facebook care tot manipulează oamenii într-o direcție sau cealaltă. Ei, în momentul în care te uiți, nu au deloc calitățile, nici calitățile, nici atributele celor sofiștilor pe care îi critică Platon. Dar am putea, prin practic toate aceste atribute negative care s-au strâns în acest cuvânt, să le aplicăm eticheta de sofiști și ăsta e un exercițiu pe care am început să-l fac și este o etichetă care Așa cum a fost pervertită de-a lungul timpului, acum se potrivește perfect comentatorilor politici de pe Facebook. Bun, să ne întoarcem puțin la viziunea lui Platon. Dacă eu cred că. sau tu îmi spui mie că am dreptate și eu îți spun ție că ai dreptate, vine Platon și o să ne certe, o să ne ape amândoi de ură și o să spună, bă, cum vă permiteți să spuneți chestia asta, pentru că dreptatea este una pentru toți. Asta. Și de aici, de aici până la faptul că toți sofiștii folosesc argumente false sau slabe, doar ca să le ia banii fraierului, e doar un pas. Pe care noi evident că mintea noastră slabă e foarte tentată să facă Corect. acest pas. Dar sofiștii, până la urmă, așa cum ai spus și tu, adică dacă tratăm bă exact, sunt și ei niște filozofi, sunt și ei niște pedagogi, sunt și ei niște retori, sunt printre ei și demagogi, uh -huh. absolut, dar chestia asta. E aproape irrelevant, cel puțin din punctul de vedere al raportului de muncă, dorine. Cei care plăteau se angajau, adică era un raport de muncă grea de ambele părți. Asta ca să, ca să nu mai zic că dacă dăm cu sofiștii de pământ, ar trebui să facem la fel și cu empiriștii de după ei și cu Absolut. relativiștii de mai târziu. Absolut. Adică o să vedeți și de la acești sofiști o să se revendice multe curente filozofice de mai târziu. Dar, okay, Sergio, vine, noi ce da? facem aici? Noi. Examinăm lucrurile astea cu obiectivitatea oamenilor care se uită înapoi către istorie. Nu ne implicăm. La studio, exact. Cum zicea Tacitus, da, fără mânie și fără părtinire. Exact. Nu, da, asta spun. Deci, vine un pic, un pic, toată, îl trag un pic de urec pe Platon și după aia o să-l și laud, promit. Dar vi, deci vii tu, Protagora, vii și zici, bă, eu consider omul măsura tuturor lucrurilor. La ghilotină cu ideea asta, nu se poate, e oribil. După aia, ce mai vine unul și zice, bă, eu nu cred în lumea ta invizibilă, nu știu, eu cred... Eu nu văd idei pe toate gardurile. Bă, scaunul electric, zice Platon. Deci nu se poate. Îl, îl și pe ăsta. Vine altul și zice, bă, nu m-ar deranja dacă aș primi niște bani pe munca pe care o fac. Mamă, să-i se taie mâinile lor deci nu mai pot, nu mai gata. Exact. Deci vine Platon, zi stă, în, stă în noriș, pe norișorul lui, stă în turnul lui de fildeș. Și, dar până la urmă, că mi-aduc aminte cum am început discuția asta, destul de înverșunați amândoi, până acum mi se pare că e o falsă problemă. Deci exact. până la urmă ne degeaba și cu Sofiști și cu Platon. că Exact, Na, pentru adică... că, sincer, dacă Platon ar asculta discursul ăsta al tău, foarte plin de pasiune probabil singurul lucru pe care l-a spune ar fi, așa cum mi-a zis și lui Xenofon, personajul nu corespunde personajului real. Uh, pentru că, până la urmă, ne întoarcem din nou la acea aporie, la acea judecată. Platon, dacă este ceva ce face sau ce nu face, este să nu arunce judecăți. Și cred că treaba asta este foarte importantă, că poate omul este failibil, poate omul este răzbunător, poate omul este rău, mânios și are probleme în a-și stăpâni emoțiile, dar scriitorul Platon este mai cerebral, mai calm, mai, uh, mai obiectiv, încearcă să uite la lucruri mai obiectiv, chiar dacă el ne prezintă o anumită parte, ne lasă un pic să vedem și de partea cealaltă. Dacă vrem să vedem. Într-adevăr, sofiștii, cumva e drept că numele de sofist a rămas ca un nume de ocară de-a lungul timpurilor. Recent există tot felul de oameni care vin să uită cu o încercare de a scoate informația obiectivă. Dincolo de calomniile pe care le mai strecoară Platon, și încearcă să scoată informațiile și să, să scoată la, la bună vedere și calitățile pozitive ale sofiștilor. Și oamenii, într-adevăr, descoperă, de exemplu, cum ziceam, Gorgias protofeminist considerat protagoras, care mm -hmm. nu e mai deloc certat. Și da, cumva aș vedea mai degrabă o cearta a lui Platon nu cu sofiștii mari, care au niște nume care au rămas în istorie, ci mai degrabă cu sofiștii mărunți care ofereau cursuri la 350 de lei și luați în cartea după, știi? Da, dar o să vedem că nu doar sofiștii intră în colimatorul în marele colimator al lui Platon pentru că dacă istoria lui există ceva ce nu intră în colimatorul Platon uh... Bă, așa e, nu prea există, da, într-adevăr. Exact. În, în colimatorul lui Platon există, da, intră toate ideile din lume, toate ideile pământului. Exact, exact. Deci nu există, nu-i nu scapă nimic, din păcate. Cam nimic. asta e, e singurul reproș pe care, în rest, o să vedeți că o să mă refer la puterea lui de sinteză. Are o putere de sinteză fenomenală omul ăsta. Deci nu doar că a scris enorm, spre deosebire de Heraclit și de Parmenide și de Pitagora, care au preferat să fie super misterioși și super mizantropi și super insidioși așa bă, ăsta chiar a scris și mai mult decât atât, a scris până la urmă pe înțelesul tuturor sau măcar a încercat să scrie pe înțelesul tuturor, n-a scris Că cum Parmenide da, foarte bine, fac comparația cu Pitagora, cu Heraclit și cu Parmenide, Absolut. sursele lui principale de, de inspirație unii n-au scris nimic, deci unii aveau o doctrină super misterioasă, super nu ieșea nimic de acolo E foarte bine că s-a dus Platon și a venit cu informații de acolo, le-a dus în Atena. Heraclit era un super mizantrop și a scris o chestie în scârbă și considera pe toți incapabil să înțeleagă gândurile lui. A reușit să tălmăcească și partea asta cu schimbarea, cu devenirea, cu fluxul că a tu ai spus la început mm -hmm. că multe știm despre ăștia tot prin prisma lui Platon adică. și mai târziu a lui Aristotel. Și după aceea se duce și la Parmenide și încearcă să miște un pic ideea aia, chiar dacă nu reușește el, până la urmă, dar realitatea e absolută o mișcă un pic. Dar și Parmenide scrie un singur poem. Ăsta scrie 35-50. Deci asta spun, băi, e o diferență totuși de accesibilitate. Omul scrie, le citește celorlalți, le arată, se face cunoscut. Nu e filozoful ăla, Ursus, care se închide el acolo și, bă, cine Ok, este elitist. Este elitist, este elitist dar... asta vreau să zic. Da, dar nu e atât de elitist încât să nu prezinte oamenilor de rând rodul gândirii sale. Da, 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 clar. Numai că o să vedem chiar pe la finalul episodului ăsta că există și niște doctrine nescrise care sunt nescrise în mod intenționat și uh, există un sâmbure de elitism care vrea să închidă un pic uh, lucrurile astea. Ți-am spus, filozofia nu-i pentru oricine, Dorine. Cu toată dragostea. Poate nici noi. Poate poate de și noi. Deci nu știu ce să zic. Filozofia, până la urmă... Caută niște răspunsuri la niște întrebări care ne preocupă, și dacă este ceva ce face Platon, în mod intenționat, în mod clar, sau de fapt de la Socrate încolo, ce se întâmplă este că se scoate filozofia din zona asta visării despre natură și se duce în zona analizei relațiilor interumane, analizei omului. Practic, se scoate din natură filozofia și se aduce la pământ între oameni. Asta este. Să ce face că Platon, Platon. o din nou Nu, Platon o din nou Sofiștii o aduc la firul ierbii și Platon o din nou Eu așa cred uh, Băi, da, nu știu Deci, uh, din nou, pentru mine este destul de clar Că eticheta de sofist de la anul 380 Este diferită de eticheta de sofist de acum Și că sofiștii la care se referă Platon Între sofiștii din anul respectiv el nu se referă la toți sofiștii, se referă doar la o parte din ei care probabil sunt de nivelul vânzătorilor de fum de astăzi: diversi speaker motivaționali sau tot felul de netrebnici care zic ei că au cheile universului și îți vând soluțiile de self-help. Știți, deci cam asta e. Deci, eu acolo cred că bate Platon. De fapt, el lovește în ăștia care vin cu cărțile de self-help. Vorbește în speakerii motivaționali, ăștia care tot dau material, care ocupă mintea omului, dar în realitate, în loc să-i deschidă mintea către adevăr, către, către o reală creștere filozofică, de fapt eu un închid și doar pentru că sună bine sau arată bine, dar nu are. E mincinoasă tocmai prin faptul că e făcută pentru a scoată bani paradoxul de incredibil de genial este următorul Aristotel o să-i facă lui Platon exact ceea ce face Platon sofiștilor, o să-l considere un șarlatan tot ceea ce vorbește Platon, ideile lui sunt imateriale, n-au nicio structură, sufletul, amintirile ideile, nu poți e, nu e nimic tangibil și o să spună, bă, astea sunt bulșeturi, tu amăgești oamenii, tu nu vorbești despre nimic concret, asta nu-i filosofie. E ilogic, deci se duce în niște zone cu toată dragostea, Platon, este ilogic. Deci o să vă povestim acum teoria lui. Ok, despre suflet e cât de cât, că am mai spus-o și episodul trecut la Socrate, dar teoria ideilor a lui Platon este pe cât de genială, pe cât de inefabilă, pe atât de ireală, n-ai cum să o aplici la nimic. Am încercat, credem, am încercat să fac o comparație, o paralelă între Matrix și lumea asta a ideilor, dar nu mi-a ieșit. Am abandonat cu Estu, poate până la episodul viitor îmi iese. E atât de complexă teoria asta, și cu forme, și cu idei, și cu. încât, cu... credem, dacă nu ești la un anumit nivel nu, nu, nu înțelegi mare lucru. Deci nu înțelegi mare lucru. Bun. Deci noi suntem acum într-un moment în care v-am, povestit cam care este omul și cred că, cred că acum măcar dacă e să rămânem cu ceva de pe urma acestui episod este ce a făcut omul Platon, cam unde se situează și cam, cam, ce prieteni și ce dușmani are. Acum, după ce am vorbit despre prieteni și dușmani ca Valahia anii 90, care mă de bani. Exact! O să, o să vorbim despre ideile lui, și aici, evident, o să ne cerem scuze pentru că o să facem exact lucru pe care l-am făcut și până acum, numai că o să-l reamintim pentru că e cazul să-l reamintim și anume ceea ce vom spune mai departe cel mai probabil este greșit sau este, este incomplet sau este chiar pe lângă subiect. Nu putem să spunem că o lună este suficientă pentru a înțelege tot ce a scris Platon. Vreau să vă zic că pentru a înțelege pe Platon avem nevoie să citim 2500 de ani de filozofie, nu doar cele șase volume în câte vor apărea dialogurile lui Platon. Și evident nu suntem aici să facem istoria filozofiei, deci nu nu are sensul. Așa că ce puteți să faceți este evident să mergeți la sursă, să citiți dialogurile lui Platon, să vă scoateți voi ideile și să comentați ideile lui, pentru că, până la urmă, Platon, dacă este ceva ce reușește, este să atingă aproape orice subiect, orice subiect care ține de umanitate, într-un fel sau altul o să vedem, are o de idei. Noi o să vorbim despre doar câteva. O să vorbim despre teoria formelor, despre teoria ideilor, despre teoria sufletului și cea epistemologică, adică despre cunoștințe, ca să nu folosesc cuvinte mari. Asta era tactica lui Platon. Apropo, să folosesc cuvinte mari ca să țină departe pe cei care nu știau foarte mult, pentru că e ceva de genul Cunoștințele trebuie să fie, să aibă și un efort asociat. Da? Trebuie să arăți că vrei să faci efortul respectiv. Și o să vorbim așa, un pic despre doctrinele nescrise, iar sergiu, sergiu chiar, chiar mi-aș dori să ne povestească un pic despre dragostea platonică. Băi, cred că doar despre aia vom mai... Eu mi-am pregătit tot simpozionul, deci cred că am 3-4 pagini, dar cred că doar strict despre dragostea platonică vom ajunge să vorbim, pentru că ne-am cam lungit, știam chestia exact. asta. Uh, și, da, chiar și așa oricum o să mai dureze, pentru că o să vezi. Hai, hai, în... să, hai, să uh, hai să facem un pic, o scurtă. Da, un fel de platon pe scurt, Dar atât de pe scurt cum n-am mai făcut uh, noi uh, nimic pe scurt. Ok, scurtează-l tu, pentru că eu după aia o să vreau să mă Bun. refer la anumite concepte un pic mai pe larg, așa vreau să-i pun pe ascultători uh, să-și să pună mintea la contribuție. Teoria formelor. Deci, teoria formelor este probabil una din cele mai importante idei ale lui Platon, și ideea asta este, mi-e un pic cam greu să o explic, ideea este că pentru fiecare lucru există o formă care îl descrie. De exemplu, dacă un lucru este mare, există forma lui mare, care această formă este practic ideea de mare dusă la perfecțiune. Pentru fiecare om există o idee de om sau pentru fiecare sentiment există, nu știu, pentru iubire există ideea de iubire, care este iubirea perfectă, iar, să zicem așa, este o definiție uh, la nivel superior um, și ideea de, nu, cum ziceam, iubire sau ideea de frumusețe există o, o formă arhetipală, o, o formă de bază fundamentală. Care este această formă? Este un atribut al oricărui lucru care este, nu știu, frumos sau este roșu sau e ideea de roșață să zicem așa. Este practic caracteristică sau forma de roșu este caracteristică tuturor obiectelor care sunt roșii. Asta este teoria formelor și cumva. Asta este treaba cu care jonglează Platon în momentul în care vrea să argumenteze sau să desfacă diverse atribute logice ale unui obiect sau ale unui fenomen. Am explicat cât de cât bine, coerent. Că... Da, da, nu, mie îmi place. Eu o numesc teoria ideilor, până la urmă moment dat seama că e unul și același lucru. Adică și teoria formelor a ideilor e aceeași E foarte tare, deci teoria asta a ideilor, a formelor universale, în fine, o să mai vedeți și formulele asta cu universaliile, nu mă înțelege greșit, îl iubesc pe Platon, îmi place teoria asta, o să o explic imediat, mult mai pe larg, mult mai complex, așa, așa. începând de la Heraclit, de la Parmenide și așa mai departe, dar vreau să vă spun doar, deci Diogene, Diogene îl mai citește pe Platon așa, că e și, na, sunt cam de aceeași vârstă, mă rog, e un pic mai tinerel chiar, dar spune așa, i-am văzut paharele și masa lui Platon, dar nu am văzut și ideea păhărelnică și măselnică, ca să zic așa. Apropo, deci omul este primul troll al, al istoriei, al omenirii și o să vedeți, își bate joc de la toți, de la Platon până la Alexandru cel Mare, că trăiește și 80 de ani, trăiește destul de mult. Deci asta spun, băi, e minunată filozofia ta, dar lipsește cu desăvârșire, adică exact. e foarte, foarte simpatică treaba asta. Bun, dacă ați înțeles... Ce v-am explicat acum două episoade a Calea adevărului a lui Parmenide, veți înțelege și teoria asta a lui Platon. Dacă n-ați înțeles-o, nu știu, puneți mâna și uh, toată lumea deschide caietele și scrie compunere, cum era în filantropic, <laughs> nu știu. Puneți mâna și citiți ce v-am zis acum două episoade. Exact. Uh, dar, nu, tocmai de aia mi-am notat aici cu liniuță. O să încerc să fiu mai schematic, mai mai elocvent, mult mai elocvent de data asta, sper să miasă. -mi deci, în primul rând, teoria asta este. E miezul, sâmburele, sămânța întregii filozofii uh, platonice, așa cum zic exegeții. Ideea la Platon, asta e interpretarea mea, după o mila mea părere, cum v-a zis și Dorin, bă, vă zicem până la urmă ce am înțeles noi, ideea la Platon este acel arhe, Principiul primordial și universal al Universului, asta e ideea. Uh -huh. Așa cum la Democrit este atomul, așa cum la Tale e apa, la Heraclit e focul, la Anaximandru e apeironul și la Pitagora e numărul, așa și la Platon, ideea este acest principiu suprem, arhe. Și, mă rog, numărul și într-o măsură mai mică la Pitagoreici este și forma, pentru că la Pitagoreici Supremă vorbim sfera. vorbim exact, vorbim și de forme care sunt niște proiecții ale numerelor, da? Proiecții, avem și la Platon, asta ai spus și tu, proiecția ideilor care fac parte dintr-o lume intangibilă Superioară, eternă, sublimă, suprasensibilă, lumea asta este suprasensibilă, e peste puterea noastră de înțelegere cu simțurile, nu există. Ideile astea sunt într-o lume a existenței neschimbătoare, exact ca la Parmenide, și proiecția lor, formele lor, astea pe care le vedem noi, butucănoase, masa, scaunele, proiecția asta este doar realitatea noastră. Planul nostru senzorial, veșnic în schimbare, aparent accesibil doar nouă și doar prin intermediul simțurilor. Mm -hmm. În lumea aia intangibilă, care lumea adevărului etern, avem de a face doar cu idei și doar cu entități matematice. În lumea sa sensibilă, avem de a face doar cu păreri și cu opinii subiective. Că de-aia e și ceartă pe sofiș, că bă, ăștia au păreri, au doar păreri și opinii subiective. Dar eu, Platon, sunt posesorul Uh, adevărului etern. Nu zicea că e pozăsorul ci că e Normal, hei, glumesc acum. Da, 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 da. Nu, glumesc. Acum chiar am exagerat. un pic, uh, deci, <laughs> un pic Da, 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 da. da. Dar asta este, nu, asta este o explicație foarte brută, foarte brutală. Uh -huh. dar Nu sunt mulțumit de ea și o să continui un pic pentru că e o profunzime și mai mare aici. Foarte fain. Deci, bă, chiar am înțeles-o. Pe Parmenide nu l-am înțeles așa de bine. Pe Platon i-am înțeles teoria asta. E o combinație între teoria devenirii continue a lui Heraclit, uh -huh teoria rațională a ideilor a lui Socrate de formare, cum se formează ideile și noțiunile, dialectica a lui Socrate și existența superioară și exterioară nouă a lui Parmenide. Ce face Heraclit? Și am și spus atunci că prin raționamentul lui le dă apă la moară și sofiștilor. Heraclit spune că lumea noastră, asta sensibilă, e subiectivă, da? E într-o continuă schimbare, totul e flux, apa, râul, ramul, totul se mișcă, totul se modifică, nimic nu există, totul devine. Uh -huh. Asta spune Heraclit. Până aici e simplu. Ce zice Socrate? Vine Socrate peste Heraclit. Zice așa, bă, adevărul e numai unul, adică e o cunoștință de sine stătătoare, e statornică, dar ca această cunoștință, să fie statornică, ea nu mai trebuie să fie subiectivă. Uh -huh. Ea nu se mai află în senzație, se află în noțiune, nu se mai modifică, nu mai este în flux. Totul e flux cu excepția conceptelor care rămân la fel orice s-ar întâmpla. Da? Cum era la Heraclit focul și cum e la Socrate ideea și noțiunea. Uh -huh. Și după aceea... Deci ideea, dacă nu se modifică, dacă nu e în mișcare, că așa a postulat Socrate, da? se le facă în ciudă sofiștilor și Platon după aia, înseamnă că noțiunea asta e de natură spirituală. Dacă nu mai putem percepe cu simțurile, da? chestiile sensibile sunt schimbătoare, sunt în flux, chestiile spirituale rămân la fel, nu se modifică. Mm -hmm. Sensibilul se modifică, suprasensibilul nu se modifică. Doar că Socrate, și aici se desparte Platon de Socrate, Socrate consideră că ideea e în interiorul omului, Spiritul ăla, mintea până la urmă, băi, e în creier, e în cap. Uh -huh. Platon o să vedeți duce ideea deasupra omului, în altă lume. E super spirituală, adică Socrate spune că ideea în interiorul omului, Platon, e deasupra omului. Și poate influențat aici, tot așa, am, am văzut și la alții, nu doar, adică nu e o observație strict proprie, sub influența școlii megarice a lui Euclid vă spuneam că și v-au combinat, l-au combinat pe Parmenide cu Socrate, spune că ideea poate dobândi o existență metafizică în afara omului și mai mult decât atât, da, ideea se transformă în existența adevărată și neschimbătoare în timp ce lumea sensibilă și schimbătoare devine aproape non-existență. Da, îl recunoaște Parmenide în, în filozofia asta. Deci asta este, uh -huh. ia de la Heraclit ceva... Ia de la Pitagorei și de la Socrate altceva, ia și de la Parmenide altceva. Correct. Bă, mi se pare fabulos. Deci mi se pare, e aproape irelevant dacă are sau nu dreptate. În primul rând că e foarte faină și e logică. Are oarecum logică prin faptul că mintea aia iese din sfera imanentului, din sfera schimbării. Deci are logică, așa, A, B, C, D, n-are nicio problemă. Și până la urmă, până la urmă v-am mai spus, bă, cel mai de preț lucru pe care îl face Platon este să sintetizeze toate aceste gândiri pe care altfel poate nici n-am fi aflat de ele. Exact. Adică, ok, poți să-l critici, poți să zici, bă, aici nu are dreptate, aici nu, nu are dreptate. Numai cine nu muncește nu greșește. Îmi aduc aminte acum, bă, e genial, deci o să mă urmărească, cred, citatul la toată viața. Era pe spatele cărții procesului Kafka, pe care am citit-o acum vreo 20 de ani, era un citat foarte fain, tot din Kafka. Și era ceva de genul Bă, am o lume uh, extraordinară în interiorul meu și îmi dau seama că atunci când îmi pedepsesc ideile să ajungă pe hârtie cumva, adică atunci când vreau să, să le exprim, le strivesc, le rup în două, le sfâșui. Dar e de 100 de ori mai bine să le sfâșui și să ajungă doar 10% la voi decât să le păstrez în mine și pentru mine și să nu afle nimeni de ele. Uh -huh. Asta a făcut și Platon. Poate în mintea lui... Toată filozofia asta, tot conceptul ăsta de, de uh, lumea ideilor, de teoria ideilor, a formelor, poate arăta mult mai bine. Dar scriindu-le pe hârtie și oricum... Deci, Platon nu spune per se chestiile astea. Astea sunt niște deduceri din spusele personajelor care joacă în dialogurile exact, lui Platon. Exact, exact. Deci, e mult mai complicat decât atâta. Da, 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 uh, da, clar, clar. Uh, eu zic că am cam acoperit subiectul ăsta, nu? Da, nu, până aici, nu, eu, de, de, aici se complică lucrurile exact cum ai spus și tu, numai că după aia se combină ideile, mișcare, nemișcare. O să ajungem, o să vreau să ajung puțin mai târziu la sursa ideilor, pentru că până la urmă Platon ajunge la întrebarea supremă și de aici o să vedeți că vin neoplatoniștii, vine Plotin, vin creștinii Ideea supremă, care e aia, cea de bine, uh -huh. cea așa, care le ordonează pe toate celelalte, dar bă, universul e ordonat, cum e și la Pitagoreici, dar Platon trebuie să admită până la urmă și un creator. Bă, cine, cine plăsmuiește, cine creează ideile astea până la urmă? Și o să vedeți că vine, adică acum citesc Republica și Timeus... Și promit că vin, pentru că în Timeus, sunt, în Timeus vorbește despre acest suflet unic, uh -huh. pe care unii îl numesc Zeu, pe care unii îl numesc Dumnezeu. Deocamdată sunt doxă doar pe partea de simpozion, adică doar cu banchetul le-am. La Timeus Așa. mai am de, de aprofundat, deci nu nu mă bag în, în, a, a, apro... în teorii prea profunde. Apropo de Timeus, aici poate că e momentul perfect să vorbim despre doctrina la nescrisă. După cum ziceam, Platon e destul de elitist și... Sunt câteva idei despre care el spune că ar prefera să nu scrie, pentru că cineva care gândește niște idei atât de înalte, atât de puternice, în momentul în care vorbești despre lucruri cu adevărat serioase, ar trebui să fie atent să nu le scrii. Aparent, Aristotel vorbește despre faptul că textul lui Timeus e diferit de doctrinele nescrise. Și doctrina nescrisă este aparent legată de definiția binelui, care e identificat cu unitatea, principiul fundamental ontologic, ontologic fiind filozofia care studiază ființa, trăsurile generale ale Existenței. Deci, Aristotel îi descrie astfel doctrina metafizică. Deoarece formele sunt cauzele pentru toate celelalte, Platon presupune că elementele lor sunt elementele tuturor lucrurilor. În acest sens, principiul material este mare sau mic și esența este unitatea, deoarece numerele sunt derivate din mare și mic prin participarea lor în unitate. Asta ar fi mărturia lui Aristotel despre doctrinele cumva necomunicate, înscris în dialoguri de către Platon. Dorină, deci ideile astea au... de ce face Platon aici cu ele? Le analgamează, le, le subordonează? Deci sunt mai multe idei. E așa o structură piramidală mm -hmm. și ți-am zis, ajungi la ideea supremă. Aristotel îl ceartă. Deci Aristotel, pe lângă ideile astea, Aristotel spune că, bă, e prea multă poezie la Platon. Spune că e prea multă lipsă de conexiune între argumente și idei. Uh -huh. Adică ai multe argumente, dar nu e o conexiune între ele. El spune despre Platon că doar postulează și nu demonstrează. Adică teoria asta a ideilor e doar un, un rod al imaginației lui și atât până la urmă. Și singura chestie, dacă e așa, cumva și vreau să arăt și o spiritul critic aici... Până la urmă singura chestie de care se agață E premiza aia că adevărul este unul pentru toți Nu e flux Deci uh -huh. de la aia pornește și atunci blochează ideea O lasă acolo, nu mai schimbă Pentru că până atunci totul e mișcare da. Și atunci cumva ideea aia de adevăr E infailibilă și superioară Și de acolo face o extrapolare și la celelalte idei De dreptate, de iubire, de virtute De înțelepciune și tot așa Pentru că o să vedeți la Platon Binele înseamnă binele și frumosul Adică la Platon, dacă ești frumos, nu poți să fii prost. E o replică celebră în Mihai Viteazul când îi zice ăsta lui Hassan, ești frumos dar prost Hasane. La la Platon, nu poți să fii frumos și prost. La Platon, dacă ești frumos, ești bun, ești deștept, ești înțelept, ești virtuos, ești toate. Uh -huh. Pentru că ideea asta supremă, adică toate ideile astea converg într-un univers din ăsta poetic superior guvernat de acest suflet unic și la noi ajung doar formele astea imperfecte și umbrele, uh -huh. cum o să vedem, ajung umbrele pe peretele peșterii. Da. O să vorbesc un pic despre teoria sufletului. Discuția e interesantă pentru că o să vedem felul în care pune problema Platon are ceva reverberații mai târziu și poate mai încolo ne, ne explici tu cum este cu dragostea platonică, da? să vorbim un pic despre suflet. Destul de devreme, în dialogul Meno, personajul Socrate introduce ideea pitagoreană că sufletele sunt nemuritoare și au existat dinaintea nașterii noastre. Ideea asta legată de suflet ne mai apare și în alte părți, în dialogurile în care vorbim despre moartea lui Socrate. Ideea lui, probabil a lui Socrate, dar cumva legată și de Teoria formelor și de teoria ideilor, și cumva aici teoria sufletului am legat-o un pic și de teoria asta despre cunoaștere. Ideea este că sufletele astea fiind nemuritoare, de fapt, cel puțin în dialogurile pe care le scrie mai în tinerețe, Platon sugerează că toată știința este de fapt doar reamintire. Sufletul cunoaște adevărul suprem noi trebuie doar să ni l reamintim, să, să explorăm în noi înșine până când îl găsim. În cea mai celebră parte din dialogul Meno, asta e o chestie pe care, aproape cultură generală, știință generală, Socrate îl ajută pe un sclav de-a lui Meno să-și reamintească niște lucruri pe care nu le știa, n-ar fi trebuit să le știe niciodată folosindu-se de tot felul de întrebări chipzuite. De fapt, citind dialogul, chiar necunoscând lucrurile respective, tot ai putea să ajungi la răspunsul corect pentru acea întrebare, pentru lucrurile respective. Deci, cumva este un fel de truc pe care îl face Socrate, explicând că, de fapt, există un adevăr universal. În dialogurile mai târzii, Platon aduce mai multe argumente în favoarea nemuririi Sufletului, dar și ideea că Sufletele se reîncarnează în diverse alte forme de viață, părând să nu se mai refere cumva la această teorie a reamintirii. Platon pare să fie primul care să susțină că Sufletul este sursa vieții și se identifică cu mintea. Sufletul e acel ceva care gândește din noi. Deci, în practic, el vine cu cumva această asociere. În același timp, sufletul este cel care mișcă. Este practic, în același timp, dacă e să ne referim la ideea formelor, este mișcător, reprezentând principiul fundamental al vieții, unde viața e considerată mișcare autonomă, și este gânditor. Da? Deci, e o combinație. Sufletul este practic motorul vieții și e, motorul gândirii. Și apoi, mai târziu, ideea este rafinată și cumva sufletul este împărțit. E un suflet ăsta tripartit, împărțit în trei. Este împărțit în logos, logisticon, care este în cap și care e legat de rațiune și controlează lucrurile care țin de trup. Timos sau Tumeides, care este în jurul pieptului undeva legat de spirit. Și este Eros, sau epitumeticon, care este în stomac și este legat de dorințe. Uh, și, un fel de chakra da, da, un fel de chakra Și ca să completez ideea asta, există și un fel de sugestie de reîncarnare. Reîncarnarea pare să urmeze o teorie a pedepsei și răsplatei. E un fel de premiu pentru un suflet virtuos sau o pedepsă pentru sufletul lipsit de virtute. Deci cam asta e. Și mă rog, acolo sunt discuții dacă cumva reîncarnarea este de fapt o pedeapsă în sine sau reîncarnarea se face în animal sau chestii de genul ăsta. Aici o să-i las pe oamenii care studiază Platon ca meseria lor de bază să, să intre în discuții. Eu o să pornesc tot de la idee, uh -huh. pentru că predispoziția lui Platon pentru suflet e naturală, e, e evidentă. Sufletul seamănă destul de mult cu ideile. E diafan, e simplu, e invizibil, nu aparține realității fizice, deci poți să zici că tratezi o idee, dar sufletul nu moare, sufletul e nemuritor, se detașează de trup, de nevoile trupului, dacă cum face și ideea... Asta e clar din nou, adică e evident că e o idee luată de la Pitagoreici cu detașarea de trup cu, cu metem cu migrația uh -huh. sufletelor. Ia și de la Heraclit, treaba aia cu argumentul cu contrariile, că moartea e opusul vieții, că viața se transformă în moarte, dar totul e flux din nou. Uh -huh. Și mai spune exact cum zici și tu, atunci când ne naștem, uităm foarte multe chestii. Și -și, încetare aici. Și ne le putem aduce aminte doar dacă ne punem întrebările potrivite, da? Pentru că informația asta e undeva plutind în lumea asta invizibilă, și prin însuși faptul că am uitat-o înseamnă că Sufletul nostru exista încă de dinainte să ne naștem. Exact, exact. Deci, Sufletul e tot timpul acolo, doar că din când în când se mai atașează de un trup. Și atunci, cum ai zis și tu, dar sclavul ăla avea informațiile alea de undeva dinainte, el trebuie doar să facă Sufletul e mereu viu. E nemuritor spre o deosebire de trup. Și atunci, în Suflet, sunt stocate toate adevărurile alea, matematice, nu știu, noțiuni abstracte, toate ideile, toate amintirile noastre sunt acolo și noi nu trebuie decât să intrăm în contact cu ele. Cunoașterea adevărată, exact asta e o filozofie foarte tare, teoria amintirii, care ține tot de Suflet. Cunoașterea adevărată este, de fapt, o anamneză. E o amintire dintr-o viață anterioară. A cunoaște adevărul. Atunci când ajungem la el, înseamnă de fapt al recunoaște, pentru că adevărul el a fost mereu acolo, noi trebuia să-l cunoaștem, el era acolo sub formă de idee, uh -huh. noi nu trebuie decât să ne conectăm la ideea de adevăr, totul e deasupra noastră, așa o lume paralelă și noi nu trebuie decât să ne conectăm. Na, totul e atât de simplu, de bun, de minunat, asta e, asta e cu sufletul. Băi, eu zic că o să ajungem la Aristotel, îl rupe Aristotel pe, pe plafon pe genunchi cu, cu teoriile astea. Deci îl face, o să vezi, îl face, deci la ideile astea, la teoriile astea despre suflet cel puțin, mă doare pe mine sufletul când mă gândesc și o să-i fac <laughs> Aristotel. Deci, adică, nu, repet, deci repet, Poetul din Platon e, e minunat, e de ce fabulos, dar una e poezia și alta e filozofia. Adică ai nevoie totuși de niște ancore logice la filozofie, Adică cu toată dragostea, eu nu spun că Platon bate câmpii, dar în filozofie nu poți să bați câmpii cu exuberanță. Adică chiar dacă scopul lui, o să vedeți, scopul lui Platon este cel mai nobil scop din lume. El, el vrea să unifice toate teoriile astea dinaintea lui. V-am și spus, îi admir, puterea de sinteză, e fabulos. Dar, nu știu, măcar pitagorei ceea, bă, desenau niște forme, niște le asociau cu niște numere. De fapt, o să vedeți că și la Platon, mai pe la bătrânețe, se apucă să deseneze niște forme geometrice, dar, mă rog, nu ne mai luăm de ale acum. Totuși, ca să nu mă dezmint, pentru că vreau să-l acuz un pic, vreau să-l înțep un pic. Apropo de influențe, da, deci nu îi spunem că am zis cumva o chestie la limita plagiatului, dar ideea e că în niciun caz nu pot să îi spun lui Platon că a plagiat. În primul rând, pe vremea aia e foarte stupid să spui că ai proprietatea unei idei, uh -huh. nu de ții o idee și cu atât mai mult o idee imaterială, pentru că majoritatea ideilor lui Platon sunt imateriale, adică el nu se gândește, el nu inventează roata și după aia are nevoie de un brevet să-și protejeze ideea asta el se gândește la idei, n-ai cum să-ți protejezi ideile. Dar uite ce spune Diogene la Ertius, apropo, după ce spune el că se inspiră, da, combina doctrinele lui Heraclit, ale Pitagorei și al lui Socrate, uh -huh. cu privire la lucrurile așa, deci lucrăm doar cu materialul clientului aici, de la biograful șef al filozofilor, după care spune așa este evident că întrebuințează adesea cuvintele lui Epicarmos judecat singur și ne zice după aia ce a scris Platon în proză și după aia ne zice ce a scris Epicarmos ăsta în versuri, dar ne dă două, trei pagini de exemple, nu două, trei rândulețe. Deci ne spune cumva că, bă, ăsta s-a cam inspirat pe față, așa zice Diogenes la uh -huh, nu uh -huh, spun eu. Da. Și ne dă și exemple, dar v-am spus, nu e neapărat ceva rău. El a scris în uh, versuri, ăsta a scris în proză. Ministrul nostru al învățământului a luat din proză, a scris în proză, deci, a copiat unul la e, unul. E, există o diferență. În primul rând, că cred că trebuie să înțelegem că în momentul în care vorbim de Platon, vorbim de fapt de un corp platonic de cunoștință. Adică vorbim de cunoștințele pe care el le-a strâns și le-a pus, practic el a luat piesele și le-a pus, cum ziceai tu, pe tabla de șah și le-a pus în, în dialog. Și în felul ăsta, pentru a fi chiar autentic și fidel surselor originale, este oarecum natural să ia să citeze de exemplu, sunt zona unde în Phaedros, Phaedros cu Socrate merg și citesc un discurs de-a lui Lisia parcă. Și discursul respectiv este citat cu totul. Pentru noi este de fapt un mare avantaj faptul că el vine și include, fără foarte multă cenzură, ideile respective, pentru că așa au ajuns la noi. Și ăsta este modul în care el le pune, le pune pe tabla de șah să le discută. Dar, iarăși, deci, mi se pare greșit să credem că în momentul în care vorbim despre ideile lui Platon, vorbim despre ideile individului Platon. Vorbim despre ideile pe care le-a sintetizat individul Platon cel mult. Corect. 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 Așa cum și noi suntem suma cunoștințelor și ideilor celor din jurul nostru Care sunt sintetizate prin noi Atât tot, na. eu sunt foarte atent cu citatele, cu astea Și am zis să fiu un pic mai scrupulos Dar în rest n-am nicio problemă Bravo lui Platon, da, a, a rămas o tonă în urma lui da. Deci nu un poem, da, nu l-a scris în scârbă Cum l-a scris Heraclit sau Parmenide, da, să nu-l înțeleagă nimeni Au rămas foarte multe dialoguri Nota 10 cu coroniță. Exact, deci mi se pare că dincolo de chestia asta, deci da, cumva să asemuim ceea ce face el efortul de compilare, să-l asemuim plagiatului leger pe care îl face un ministru al educației din România, nu este corect. Știi. Și mai mult decât atât, Dorine, că voiam să spun chestia asta. Eu cred în continuare că un om care dorește să evolueze, care vrea să devină mai bun, să, să cunoască mai multe, își va nuanța tot timpul ideile. Ideile, credințele, adevărurile. Și dacă Platon, să spunem, că a uh, împrumutat niște idei, de la Heraclit, de la Parmenide, de la Pitagora, irelevant. el își rafinează tot timpul, își cizelează concepțiile astea, spun, într-un dialog apar într-un fel, în alt dialog apar în alt fel. Platon este influențat, se vede clar în funcție de anumite perioade ale vieții, în funcție de anumite influențe. că întâlnește pe unul și pe altul, el se reinventează. Nu doar că sintetizează concepțiile astea filozofice, dar nu e deloc la îndemâna oricui să adun toate chestiile astea și să le dai un sens. Mm -hmm. Deci, el le-a oferit un sens, adică. Nu, e niciun, nu. Deci, am spus acum două episoade a fost o glumă proastă, mi-am dat seama că nu e deloc așa nu ai, n-ai cum să fii posesor, proprietar pe o idee. N-ai cum. E stupid. Adică nu poți să interziști tu ăla, bă, stai că m-am gândit eu la apă și nu mai ai voie să te gândești tu la apă. M-am gândit eu la nu știu ce și nu mai... Nu, e stupid. Exact. Deci este asta... Deci, deci nu poți să ai un dialog al ideilor dacă nu citezi, aduci în discuție ideile respective, știi? e natural. Recunosc. aici am, am, eu o problemă pentru că îmi place să prezint tot timpul sursele din care mă inspir, pe care le citesc, adică nu, nu, nu mi place să-mi arog niște idei, nu știu ce idei mărețe pe care le-am, nu-mi place. Nici, și Platon, -a zințit, nici Platon nu mi se pare că își arogă ideile. N-am spus ala. asta, n-am spus asta, tocmai da, asta zic, da. adică în, în privința inconsistenței, eu chiar semăn cu Platon da? Cu nu serios, cu mențiunea că eu îmi schimb mult mai des opiniile și ideile mele sunt mult mai proaste, dar în rest se <laughs> ca două picături de apă. Deci, în rest nu e nicio diferență <laughs> între noi doi, în afară de aceste două Totuși e posibil să fi fost mai solid și să, A, da, da, să da, te da. fi bătut să avut... în luptă liberă. Adică, tu, tu ești mai așa, mai. Băi, ești... Bă, eu sunt mai agil. Da, exact. eu, de, când, de, de când s-a inventat fuga, sunt primul la bătaie. <laughs> exact. <laughs> Da, nu. În nu. fine. Da. Și să știți că și Platon este foarte ironic și e foarte satiric și e foarte glumeț în multe din dialogurile lui. Deci exact. are și el umorului. Exact, exact. Acum, uh, Sergiu, deci de-abia aștept să-mi povestești uh, opinia ta despre dragostea platonică, uh, pentru că. Bine, deci acum o, o să zic de ce. Asta e un subiect pe care mi-aș fi dorit să-l studiez și eu, dar cumva e foarte mult material de studiat și n-am apucat să intru în el. Am atins un pic subiectul citind aici-colo câteva lucruri, numai că e clar, ce se înțelege acum e încă o dovadă de un sens, să zicem, pervertit. În cazul iubirii platonice pervertit mai degrabă chiar în societatea modernă în anii, de prin anii 70-80, poate chiar mai mai târziu de atât 70 80 1970. 80 Ideea fiind că iubirea platonică ar fi iubirea în care ai doar sentimente de prietenie, dar nu ai uh, relații sexuale uh, Ceea ce este, este o cumva o simplificare absolut jenantă, care nu are nicio legătură cu ce scrie Platon care scrie despre cu totul altceva. Și... Deci iubirea platonică, acum ca să, să simplific și eu la maxim. Așa. Nu doar că nu are legătură cu sexualitatea, dar surprize surprize, nu are legătură nici cu femeile. Deci, iubirea platonică, nu serios, adică știu că sună glumeț, iubirea platonică este o, o formă mult mai evoluată a iubirii dintre doi bărbați. Da? Deci, iese complet din sfera erotismului, dar este. O formă de iubire dintre doi bărbați. Uh -huh. Deci da, sunt bune, nu, sunt bune glumele cu relațiile platonice, da, când îi spuneți unui prieten, da, bărbat fiind, bă, spui că ai o relație platonică cu cineva și, nu știu, vrei să fii super așa, adică dacă vrei să fii super scrupulos, acel cineva e de sex masculin. Nu poți să ai o relație platonică cu o femeie, da, pentru că noi când spunem acum că avem o relație platonică, cel mai probabil ne referim la o tipă. Da, Dar aia e cu toată dragostea Nu Dacă tot ai o relație cu o tipă Ar fi păcat să fie doar platonic Adică, adică în fi, Asta hai, încerc hai, să vă spun Hai nu știu. Haide, haide să nu intrăm în aceste lucruri Care ne-ar pune pe stâlpul infamiei Uh, hai, fiecare hai, 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 atinge hai, hai să nemurirea cum poate da, e, e mai da, ușor da, să da. vorbim despre ce a zis Platon pe chestia asta și uh, zi un pic despre Simpozion ce, ce este dialogul ăsta și păi în primul rând știți cine dă cea mai bună expresie uh, iubirii cine e cel mai tare om deci mi-am dat seama Hathaway What is love, baby? Don't hurt me! Don't hurt me! No asta a more, fost deci, serios, un, Un Ce facetam, e dragostea! Așa, dureros! Exact, deci! Simpozionul, nu serios, Haddaway, tatăl lor, muzica Eurodance energia anilor 90, cum a zis și Dori la început. Exact. Bun, simpozionul e un banchet, că până la urmă asta e traducerea română, dar e mai mult de atâta, e o cină plus serată. E un eveniment din ăsta mai complex pe care îl găzduiește tot timpul un potențat financiar din înalta societate. Și acolo se adună toată lumea bună a Atenei să mănânce, să bea, să mai facă și alte activități conexe, dar pe diverse teme pe care nu le mai spun. E un fel de cenaclu literar, ca să zic așa, condimentat pe alocuri și cu alte plăceri lumești da? Implică inclusiv o ceremonie religioasă, adică o libație din aia, bei, vin sau guști vin, după aia îl verși și în cinstea lui Dioniso sau nu știu a cărui zeu, după care urmează o spățu, Stai pe niște divane, să nu stai pe scaun, stai așa pe niște divane, da, îți aduc sclavii mâncare, băutură, prosopele cu care te ștergi, apă cu care te speli, da, deci stai direct la orizontală, că dacă te îmbeți să nu mai cazi de pe scaun, să stai direct la orizontală, bei ca porcul acolo, serios, uh -huh. și toți participanții ăștia activi la simpozion, uh, care stau pe divan, uh, vorbesc acolo, încă ceva. Societatea ateniană, știți, era destul de segregată, participanții la acest tip de petrecere erau doar bărbați. Femeile aveau locul lor bine definit, dar în altă parte, dar nu, puteai, na, nu puteai să ai discuții filozofice cu femeile pe vremea aia acolo. Deci nu, nu participau femeile la băute alături Asta de bărbați. Asta este motivul pentru care am uh, insistat să citesc notița aia a lui uh, Diogenes Laetius, în care erau totuși uh, Corect, Prezentăm două femei în... Da, 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 da. Deci asta e pe principiu, o să vedeți. Și se așează toți la masă cum, cum Lisani, cum Lirangu. Cum, după vorbă, după port, cum zice poetul nostru național. Deci e o combinație foarte... Mie mi se pare cel mai ușurel dialog ăsta. Mi se pare cel mai accesibil didactică pentru standardele filozofice ale lui Platon. Mi se pare... A, am reușit să-l citesc într-o singură tură fără să adorm. Deci e, credeți-mă, celelalte, la celelalte am adormit de mai multe ori. Adică sunt destul de, sunt grele, vă spun, sunt grele. Dar e fain, e pe mai multe planuri, e diversitate de opinii, sunt mai multe personaje, e un multilog, e tragedie, e comedie, e foarte. citiți o să vă placă foarte mult, o să sar peste multe chestii, nu o să prezint acum fiecare personaj, o să, de fapt, o să mă refer un piculeț la fiecare. Dar... Asta trebuie să înțelegeți, bă, e o combinație din asta între filozofeală și băut la greu, dacă este simplificăm foarte tare lucrurile. Cu o seară înainte de simpozionul ăsta, mm -hmm. toți participanții s-au întâlnit și au băut la greuceanul, da? Dar acum, pentru că băuseră cu o seară înainte, au zis, bă, să o lase mai moale, ca să, na, să le funcționeze creierul, să filozofeze mai mult în seara asta. Toată chermeza asta se desfășoară la un tip acasă, la Agaton, mm -hmm. Și toate personajele sunt șapte uh, vorbitori până la urmă, da? Cei prezenți la banchet sunt mai mulți, dar pe noi îi interesează doar vorbitorii, da? Și ăștia vorbesc, iau cuvântul într-o anumită ordine. Primul este Fedru sau Faidros, Fedros, da? Pe cel pe care o să-l găsim și în alte, în alte A, dialoguri. Are un dialog special dedicat des exact, despre iubirea. Exact, exact. Corect, corect. Se speculează că ar fi o relație între el și Platon, așa într-o anumită măsură. Pausanias, da, vorbește al doilea. Eric Simach, e un doctor, vorbește al treilea. Nu o să mă refer la ăștia doi deloc, deși spun și ei chestii interesante. La Aristofan o să mă refer. Că Aristofan e tatăl lor, spune un, povestește mitul androginului senzațional, foarte frumos, o să vi-l spun imediat. Agaton vorbește al cincelea. Socrate al șaselea și pe de care e al șaptelea, vi-l las temă pentru acasă, deci data viitoare vă ascult Alcibiade vine după aia și după ce Socrate a înălțat discuția duce iubirea în sferele înalte, vine Alcibiade și o denaturează complet și ne întoarce miar adică de la dragostea platonică vine din nou dragostea ariconică, cum ar spune Seinfeld adică o dă, o dă din nou în bălării așa că rămânem la, la punctul exact. 6. Și aici o să vedeți cât de frumos se construiesc toate aceste atribute ale iubirii. Doar ca fapt divers, ca să începem cu dreptul. Să vorbesc un pic despre pederastie. Pentru că așa se numea în Grecia antică genul ăsta de relație. O să am foarte mare grijă la termeni, atât în simpozion, cât și în alte dialoguri ale lui Platon. Atunci când vorbim despre iubire, vorbim de cele mai multe ori despre o iubire homosexuală. Mai exact despre iubirea dintre un tip matur, 40, 50, 60 de ani pentru unul mai tânăr, chiar adolescent, pe care îl îndrumă, asta se... pe care îl îndrumă, pe care îl îndrumă. corect, corect, asta este, da. De aici pederastie, o să vedeți, de aici vine și pedo, pedofilie, nu, 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 nu. care care e infracțiune se pedepsește conform codului penal. Pedofilie nu, vine da, de la noi. Pedo, pedo, da. care e copil. Da, 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 pedo e copil și filie iubire și pedo vine tot așa, ped era stie, ah. tot așa, pedo era stie uh, de aia uh. zic yeah. Deci, my bad, my bad. asta spun yeah, deci, uh. nu, interacțiunea asta relația asta, cum zice și Dorin încă o chestie pe care am aflat-o acum să știți că nu implică sex anal deci mintea noastră reptiliană probabil face prima dată genul ăsta de asociere, în toate, aproape în toate picturile și mozaicurile grecești Actul sexual dintre ăștia doi tipi era de cele mai multe ori intercrural, adică cu organul copulator al unuia între picioarele celuilalt. Și relația exact așa cum spui tu, Dorina, este una mult mai complexă. Are o componentă afectivă, are mai ales o componentă educativă, deci aproape, adică ok, are și o componentă erotică, acum să nu ne ascundem după deget, dar Ideea e că cel matur, cel trecut prin viață, trebuia să-i transmită celui adolescent valorile alea, ale societății ateniene, da? Trebuia să îl educa până la urmă, da? Și paradoxul, că aici, aici puteți să mustăciți un pic, da, tânărul după aceea se ducea și, mă rog, își, fo își fonda o familie și exersa cu o femeie tot ce l-a învățat bărbatul ăla, în fine, da. Știu că pare hazliu, dar, bă, chiar așa stăteau lucrurile, de mm -hmm. serios acum. Era o relație... Asta era până la urmă realitatea istorică din vremea aia, oricât de mult s-ar refugia Platon în lumea formelor și a ideilor sale perfecte, adică implica și trup, nu doar Foarte suflet. Foarte important, e clar că nu din 40.000 sau 60.000 de atenieni nu erau 100% făceau chestia asta ci vorbim de cercurile aristocrate unde corect, uh, corect. nu deci există practic o grijă față de educație. Pentru că toată logica asta aici este cumva amestecată cu o grijă față de educație. Este practic considerată cea mai bună formă de educație pe care o poate primi un tânăr atenian. Și cumva este de la sine înțeles că copilul va fi. se va avea grijă de către el, de către acea persoană care este mai, mai importantă, mai are un prestigiu și acel prestigiu cumva va rămâne și pe elevul lui. Nu, categoric. Deci, vorbind de integritate, vorbind de chestii care se pot face, chestii care nu se pot face, sunt lucruri foarte bine stabilite din punct de vedere social. E chiar o chestie, bă, educativă, adică na, nu trebuie să v-am spus, priviți o dintr-un punct de vedere constructiv. Chiar dacă, nu chiar dacă lucrurile nu au foarte multă logică pentru noi, gândiți-vă că s-ar putea să fie problema logicii este și o problemă de context. Noi nu avem contextul Categoric. lor, Bun. ca să înțelegem exact cum sunt valorile lor, așa cum valorile de acum sau de acum 50 de ani sau de acum 100 de ani sunt absolut hilare în momentul în care te uiți la ele prin perspectiva omului de acum sau te vei uita peste 50 de ani. Cei care ne vor asculta peste 50 de ani probabil o să uite la noi cum vorbim cu foarte multă grijă despre aspectele astea, ei poate considerând că sunt niște lucruri din istoria nebuloasă a Europei, dar în cele din urmă am reușit să trecem peste ele, așa cum acum, de exemplu, nu ne mai este rușine de ideea că o femeie poate să, până la urmă, să facă orice vrea, știi? Lucru care, apropo, unor concetățenii încă li se pare foarte ciudat, dar bănuiesc că la un moment dat o să ajungem, o să picăm toți de acord că sunt totuși niște idei... Dar ideea asta, Care Dorină, nu, să știi nu, că o să vezi, există și în Grecia Antică. Și femeile au gradul lor de libertate și de independență și de preferințe pe toate părțile fără nicio ca. problemă. Hai totuși să rezum așa cam ce zice fiecare și să ajung imediat la Socrate. Deci, Fedru începe Fedru și zice așa că până la urmă discuția nu este despre dragoste, este despre eros. Și la greci știm că erosul este un zeu. Și vine Fedru Feciorelnicu și zice, bă, prima oară, da, cum e cu cei doi îndrăgostiți, cum dau ei dovadă de afecțiune, unul pentru celălalt, Eros, zeul, ăsta, îi însuflețește pe ambii îndrăgostiți și din acea însuflețire rezultă numai fapte eroice și înălțătoare. Mm -hmm. Și dă aici și niște exemple heterosexuale foarte important, adică, ok, îl dă pe Ahile și pe Patrocle, dar îi dă și pe Orfeu și pe Uridice. Deci, da... Și, ok, spune cumva că iubirea homosexuală e mai nobilă decât cea heterosexuală, dar, din nou, v-am spus, poate asta e doar ce am înțeles eu, de aia vă invit să citiți și voi acest dialog, să vă formați propria opinie. Vine Pausanias, care face așa o separare din asta destul de clară între iubirea asta nobilă dintre doi masculi și iubirea carnală. Mm -hmm. Zice că există un eros bun, un eros rău. O afrodita cerească, o afrodita telurică și așa mai departe. Ideea de bază în ceea ce zice Pausanias e că iubirea bazată pe inteligență și pe noblețe sufletească e, e cool. Cea bazată pe satisfacerea nevoilor de bază e nașpa. Deci nimic nașpa până acum. Vine Eric Simah ăsta care e un doctor. Foarte important, e un doctor de trup, nu e de suflet. Că la Platon mai există și oameni din ăștia capabili să, să ce sufletul. Socrate, de exemplu, e un doctor de suflet, în accepțiunea lui Platon. Și, mă rog, ăsta nu zice mare lucru. Cumva mai trage de timp, așa, mai spune una alta până îi trece sughițul lui Aristofan. Că, de fapt, Aristofan ar fi trebuit să fie al treilea. Dar mi se pare aici, poate, mi se pare că Platon îi plătește lui Aristofan o mică poliță pentru ce a făcut Aristofan lui Socrate în nori. Îl, îl, îl prezintă destul de bă, e beat, e grobian, e vai de steaua lui. Adică, bă, și totuși vorbim, dar până la urmă îl prezintă așa în adevărata lui splendoare. Adică, e, e totuși vorbim de geniu comediei antice. Bă, Aristofan e, e splendid. Deci, vă invit să citiți Nori. Noi v-am povestit de Nori doar partea în care apărea Socrate acolo, dar restul piesei și mai tare. Deci, o să vedeți, e vorba de modul în care își educă părinții copiii, conflictul dintre generații, e foarte fain. Și vine Aristofan, care este cel mai heterosexual dintre toți. Deci, nu serios, nu spun depreciativ, e doar o constatare, nu spun nici depreciativ, nici apreciativ. Ceilalți, la ceilalți tot există, la ceilalți există niște uh, partipriuri, de exemplu, pausania are o slăbiciune pentru agaton, mm -hmm. care e și toți toți în cuplați acolo. Alcibia devine la Socrate și așa mai departe. Ăsta, uh, Aristofan, e frumos și zice așa. Aș vrea să vă dau un citat, dar ceva mai cuprinzător ca să, să vedeți acum uh, despre ce e vorba. Uh, stai o secundă. P -p 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 așa, gata. Vin și cu concluzia, nu mă lungesc prea tare că v-am spus. Eu mi-am notat aici o tonă de idei, dar fac un rezumat mai schematic. Deci, el zice, vine cu un mit. Vă povestește un mit uh, Aristofan. E va, cum se numește aia cu comisioniță, po Poveste în poveste ramă în ramă, schemă în schemă, nu mai știu. Uh, mai de mult, natura omului nu era cum era azi, ci cu totul alta. Trei genuri de oameni au ființat la început. Nu ca acum bărbați și femeie, era și cel de-al treilea sex, având câte ceva comun cu fiecare din celelalte două. Astăzi, doar numele a mai rămas din trânsul, ființa însă și-a dispărut. Acest sex se numea pe atunci androgin căci fățișarea lui conținea ca și numele câte o parte din bărbat și din femeie. Acum numele lui nu este altceva decât o poreclă aruncată cuiva spre al jigni. Corpul întreg al fiecărui androgin era de o înfățișare rotundă, spatele și coastele în formă de cerc, avea patru mâini și tot atâta picioare, aveau două chipuri, exact la fel așezată pe un gât circular, un singur cap pe care se desenau cele două fețe opuse una alteia, patru urechi, două organe de procreație și, în sfârșit, toate celelalte pe care le puteți reconstitui lesne. Umblau drept ca noi și se îndreptau în orice direcție ar fi dorit să o apuce. Când însă voiau să iuțească pasul, se sprijineau consecutiv pe cele opt membre și o luau la fugă, într-o grăbită rostogolire circulară, întocmai ca cei care fac tumbe și cad mereu în picioare. Deci... Ideea e că mai de mult pământul era format din ființe din astea, complete, mobile, autosuficiente, da? care erau circulare, mă rog, dacă proveneau de la soare, proveneau de la soare și de la lună, bărbații de la soare, femeile de la lună și... Na. Dar erau atât de puternici, atât de cutezători, încrezători în forțele proprii, încât deveniseră o amenințare pentru zei pentru că voiau să-i dea jos din Olimp. Zeus decide să nu-i trăsnească cum a făcut pe giganți, ci îi taie în două. Și astfel, androginii vor deveni mai slabi, mai neputincios, mai, mai incompleți. N-a lăsat decât o deschizătură pe care o strânse în jurul burții într-un punct care se numește buric. Are un mod foarte plastic de a, de a povesti lucrurile Platon, super interesant. Și problema e că fiecare uh, jumătate nou formată dorește să se alipească celelalte jumătăți. ci în dorul ăsta de contopire unul pentru celălalt, asta vrem să facem. Mm -hmm. Nu mai intru după aceea în alte discuții că vine cu Erosul, practic asta face. De aia s-a inventat după aceea Erosul, vine Zeus, îl creează și pe Eros. Eros ne ajută să ne regăsim. Deci datorită acestei orinduieli, dacă bărbatul se unește cu o femeie, da, zămislește și astfel neamul se păstrează. Dar dacă bărbatul s-ar întâlni tot cu un bărbat, n sau o maci, da? Și aici din nou se observă din nou heterosexualitatea la, la Aristofan. Deci androginul ăla, nu mai zic alte nuanțe interesante, că asta zic că femeile care se desprind dintr-un androgin cu două părți feminine vor fi, înclinația celor femei va fi tot pentru femei. Deci asta spune că, bă, vor exista femei lesbiene acolo, da? Nu știu, adică da. nu... Deci zic, e foarte normal că androginul ăla poate să fie femeie plus femeie, bă, bărbat plus bărbat, bărbat plus femeie. Și atunci există femei, dar nu, nu ne mai pierdem acum în detalii din astea LGBTQ, deci, androginul nu e hermafroditul ăla pervers la care poate să gândesc unii când aud cuvântul ăsta. E o ființă completă, e o ființă care unește toate forțele creatoare și feminine și masculine. Pentru că doar împreună suntem mai buni și mai frumoși și mai drepti și mai înălțători. Mm -hmm. Dar ce poate fi mai frumos decât atâta? Deci asta ne prezintă Aristofan. Vine Agaton, care nu știu, o dă pe panteist că natura de fapt zeu, la la la, și vine Socrate. Bun. Vine Socrate, ăștia până acum, bă, au vorbit ce s-au priceput ei, nu știu, despre eros, despre situații în care îi prezentă dragostea, de ce e importantă dragostea, de ce ar trebui să ne preocupe. Vine Socrate, dă cu toți de pământ, zice, bă, sunteți niște idioți, abar n-aveți despre ce vorbiți, ceva de genul ăsta, știi? Răspunsul este mult mai simplu, zice, dragostea este un daimon, este un demon, da? Și nici măcar, foarte tare, Socrate, zice, bă, eu nici măcar nu știu chestia asta de capul meu. Eu o știu de la o tipă. Că m-am dus și am vorbit cu tipa asta, Diotima o cheamă, uh -huh. care e cumva o profetă, o sacerdotă așa. Și ea mi-a zis toate chestiile astea, deci dacă vorbesc prostii, pe ea trebuie să o acuzați, dar dacă vorbesc bine, pe mine trebuie să mă considerați inteligent. Adică ce de ce nu... Na. Deci și ne povestește, Socrate ne povestește și toate chestiile astea, bă, vin din partea unei femei, adică vin și spun niște chestii foarte faine. Și acum ajungem la iubirea asta platonică până la urmă. Platon explică, îi place să explice noțiunile, zice, bă, care e obiectul iubirii până la urmă? Ce iubim noi, de fapt? Păi iubim ceea ce ne lipsește. Că vorbeau ei între ei, bă, sunteți de acord? Da, mă iubim, ok, deci dacă îmi lipsește aia, ok, na. Iubim și ne dorim ceea ce e frumos, ceea ce este bun. Dar dacă ceva este atât de bun și de frumos, bă, nu doar că vrei să-l ai, nu doar că ți-l dorești, dar vrei să-l ai mereu. Mm -hmm. Și atunci când îți dorești să deții ceva bun și frumos pentru totdeauna, Platon zice că năzuiești către fericire. Și, de fapt, oamenii care caută fericirea sunt mai buni. Și fericirea e, de fapt, posesia perpetuă a binelui. Exact așa spune, adică aproape uh -huh. cuvânt cu cuvânt. Deci, obiectul iubirii asta căutăm, dar cumva aici se. E o contradicție acum, pentru că se presupune că, bă, dacă eu îmi doresc ceva frumos și ceva bun, înseamnă că eu nu sunt frumos și bun. Și de aia cumva îl, 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 da, îl declasează pe Eros, care nu mai e un zeu, e de fapt, v-am spus, demonul e răspunzător pentru chestia asta. Să ia și de natura iubirii. Zice așa, bă, despre ce iubire vorbim aici? În primul rând, atunci când vrem să avem un sentiment sau o trăire, și care să dureze veșnic, mereu trebuie să setea de nemurire, da? pentru că oamenii, mă rog, mereu au tânjit la legende din astea, tinerețe fără bătrânețe, viață fără de moarte, tot timpul am avut, da? și din basmele noastre, de la Petre Ispirescu încoace, tot, da? setea asta ne împinge inevitabil pe un drum care implică și iubirea. Nu putem să... Se... Deci de aia iubirea e atât de importantă, pentru că prin ea ajungem la fericire, prin ne ajungem la frumos, prin ne ajungem la bine, toate se leagă mm -hmm. între ele. Iubirea este o componentă extraordinară. Unii oameni aici, în fine, face aici o chestie, spune că bă, unii sunt. Unii procreează în corp și alții procrează în suflet, în spirit. Adică unii oameni își asigură nemurirea prin procreare. Alții prin fapte vitejești, da, Socrate iar mai dă o dată exemplul lui Alhire, dar alții printr-un rod al minții, al muncilor, da, cum ar fi de exemplu scrierile pe care ne lasă Platon. Mm -hmm. Dar în toate aceste cazuri iubirea are o anumită natură, v-am zis, obiectul iubirii și natura iubirii. Mai întâi e instinctuală, sexuală, da, camaraderească, după aia devine artistică și după aia devine spirituală și anumite tipuri de iubire sunt mai demne de laudă decât celelalte. ca asta face cumva Platon când se ceartă cu ceilalți. se spune, bă, nu încercați destul. Vă opriți acolo unde Aristofan, de exemplu, bă, și asumă. El spune, bă, Socrate, mă doare în cot, că el cu Socrate zice, bă, eu am prieteni, eu am și bani, eu mă desfăt, nu știu, îmi place, bă, asta e, asta e definiția mea de bine, asta e viața mea, nu știu, lasă-mă cu prietenii mei, lasă-mă să mă desfăt, lasă-mă să am și parte și de plăceri carnale, fi tu stoi, fi tu cum vrei să fii și asigură-ți nemurirea în alt mod. Eu vreau să-mi asigur nemurirea prin procreare, pentru că și asta e o discuție. Până la urmă, ce facem când dăm viață, când da, ne cuplăm doi și avem copii? Ne asigurăm nemurire, așa, fără să ne dăm uh -huh. seama. Și după aceea, asta e, așa ajungi la iubirea platonică, ajungi urcând niște trepte. Și zice tipa asta, care sunt treptele astea ale evoluției, de ladder of love, da, treapta iubirii, prima treaptă e aia pe care găsești un trup frumos și tânăr, da, de care îți place și ai grijă de educația lui, foarte important, nu doar de partea de plăcere, da, în care bărbatul matur îl inițiază pe la tânăr în tainele vieții, cu toate interacțiunile de rigoare, după aia, aici n-am înțeles, după aia cauți frumosul pe care îl găsești într-un într corp cuva să fie frate cu frumosul din alt corp. Cine a priceput odată asta nu mai poate iubi decât toate corpurile frumoase. Asta spune, -am, recunosc că n-am înțeles aici ce a vrut să zică poetul, ăsta <laughs> e pasul 2, na. după aia trecem de la trup la suflet, da? adică iubirea pentru suflet e mult mai frumoasă, da? chiar dacă trupul nu este foarte fain aici, a spune, bă, chiar dacă mai sunt și trupuri care nu sunt frumoase, și atunci trebuie să ne concentrăm asupra sufletului. Frumos! Bă, recunoașteți că nu prea, adică ne uităm mai mult la frumusețea trupească, la aia sufletească ne cam scapă așa din vedere, tot Băi, timpul asa. Deci, să... Sergiu, hai să recunoaștem că noi ăștia orății mai a, a, apreciem și oamenii care apreciază iubirea spirituală, nu... A, ah, păi dragă. da, corect, e singura noastră șansă, da, ai dreptate, așa este. Adică să, să fim un pic realiști, știi, adică... Da, da, deși deci asta zic, mai departe ajungi la frumusețea artistică, frumusețea legilor și la final vine asta, vine iubirea pentru cunoaștere, pentru înțelepciune, gândurile devin mai frumoase, discursurile devin mai elogvente, spune tipa asta și Socrate o citează foarte frumos, spiritul devine mai puternic atunci când ai genul ăsta de iubire, de sufletire, da? Nu mai vorbim de o frumusețe particulară sau generală, vorbim din nou, ne întoarcem în lumea, vorbim de frumusețea de dincolo de lumea sensibilă. Care e simplă, care e eternă, care e inefabilă, care e irefutabilă, cum vreți voi, da? Și față de care toate frumusețile astea din lumea noastră telurică sunt doar niște reflexe și niște umbre. Deci, dragii moșului, băi, oricât de frumoasă ar fi doamna sau domnul, frumusețea pălește, este prima care pălește. Da. Dar frumusețea aia, adică, uite ce, hai să dau un citat, cine va fi călăuzit metodic astfel încât să ajungă a pătrunde misterele amorului până la această treaptă și cine va contempla pe rând și exact obiectele frumoase, acela, ajuns la capătul inițierilor lui Eros, va întrezări deodată o frumusețe de un caracter miraculos. E vorba socrate de acel frumos cu fumare mare, către care se îndreptau mai înainte toate străduințele noastre, frumusețe ce trăiește de apururi, ce nu naște și piere, ce nu crește și scade aici este iubite Socrate grăi străina din Mantinei adică diotima asta tocmai aici este rostul vieții noastre deci iubirea platonică este nici mai mult nici mai puțin decât rostul vieții noastre și cu acest final apoteotic v-am zis vi-l temă pentru acasă pe Alcipiade care urmează după Socrate, se precipită aici un pic lucrurile, e banchet fiind mai vin alții pe acolo e o nebunie și se termină ca orice nebunie într-o aporie Deci de deja ai stricat și sensul Sunt... nebuniei Da, deci, băi, nu, e, e poet, e foarte frumos Deci v-am spus, mi-a plăcut simpozienul, banchetul, foarte frumos deci, a, Asta spun, deci iubirea platonică n-are legătură cu sexualitatea Că n-are legătură și cu femeile, n-aveți decât să faceți gluma asta în continuare Uh, sunt bune glumele, de ce nouă ne plac glumele Și lui Platon e un tip uh, simpatic Sper că nu m-a lungit foarte tare nu, Puteți yeah. să obțineți, dacă citiți Sigur mai sunt și alte nuanțe Mai sunt și alte sensuri acolo Foarte faine, o să vedeți că de drăguț Se construiește tensiunea Și cum mai sunt niște segeți care se trimit Pe colo, pe colo, cum îți dai seama Mai zice unul, bă, dar de ce n-ai venit Vine ăsta, vine Agaton Care îl cheamă pe Socrate lângă el și zice Bă, stai lângă mine să mă îmbib și eu de înțelepciune Știi? <laughs> Și tot felul de glumițe din astea, am zis, Aristofan e prezentat așa într-o notă mai discordantă, dar pentru că Aristofan este reprezentantul, dacă, dacă vreți, Aristofan este tradiționalistul și Socrate este progresistul, eu așa văd, la nivelul ăla de secol 5, 4 și cumva la granița asta, deci în anul 399-405, cam asta mm -hmm. e, e lupta. Dar uh, foarte fain și de-abia deci... de aștept să să prindă curaj și energie și să termin și Republica până în, în două săptămâni ca da, să da. putem povesti și ceva. Uh, păi de asta, în principiu cam asta am în, încercat să, să facem aici și cam asta, mulțumesc Sergiu că ai făcut tu, tu prezentarea asta pentru că într-adevăr vreau să arătăm un pic și faptul că Dialogurile astea sunt citibile în sensul că sunt, au un sens, sunt ca un fel de piesă de teatru, conținutul este Correct. cât de cât uman, Correct. chiar dacă uneori limbajul poate să fie complicat sau complex. Totuși, lucrurile sunt de înțeles și cumva este natural. Bine, cumva ideile astea care apar aici la Platon... O să le vedem replicate mai târziu de rânduri și rânduri și rânduri de filozofie, inclusiv nici parte zicea că creștinismul este platonism pentru masă parcă el zicea chestia Bă, s -ar asta. S-ar putea, s-ar putea. Cineva sigur a zis, nu știu dacă nici. Nu cred că nici a, a spus asta, dar... chestia asta. Uh, și în principiu da, deci uh, o să vedem aici mai multe idei și uh, chiar dacă unele idei pot părea ciudate sau, sau extreme sau sau diferite de ceea ce considerăm acum normal, iarăși lucrurile trebuie înțelese, poate gândite, discutate, reflectate asupra lor și cred că ăsta este avantajul cel mai mare al formei pe care o prezintă Platon și anume faptul că chiar dacă este cumva evident cam care sunt părerile lui, decizia rămâne la noi. El Practic prezintă ideile, le pune pe tablă și îți spune, ok, eu așa le-am aranjat, dar tu joacă-te cum vrei cu ele. Eu zic că ăsta este marele avantaj, marea calitate a lui Platon, care îl face până la urmă universal și îl face în cele din urmă discutat și studiat 2500 de ani mai târziu. Să știți că toate ideile astea și sunt foarte, foarte bine prezentate în cartea apărută la editura Humanitas, Platon, Banchetul sau Despre Iubire. Foarte uh -huh. fain. Prezintă și personajele, face și un pic de context acolo ca să înțelegeți mai bine. Și asta vă spun. Într-adevăr, noi citim majoritatea dialogurilor în engleză, dar dacă prindeți o traducere bună, să știți că sunt destul de prizabile chiar și în limba română adică nu, nu sunt de lepădat. Eu l-am citit în limba română ăsta și are sens, are sens și are suflu. Da, o, o, să reamintesc oricum, acum, așa cum am făcut și la începutul episodului anterior, că există niște eforturi de traducere, există niște traduceri vechi, care unele din ele pot fi găsite online dar există un efort real de a traduce, cred că i-am stâlcit numele autorului traducerii, autorul traducerii este Andrei Cornea, el este, cred că, șef de catedră sau profesor la Facultatea de Filozofie din București, deci este cineva care e, are mai multă perspectivă, o perspectivă mult mai bună asupra fenomenului și din câte am observat, cel puțin primele două volume sunt, sunt de încredere și merită, merită luate și până la urmă se investește în a aduce acești autori clasici din materialul original, deci din, din greacă. Ceea ce e foarte important, având în vedere că uneori Platon chiar jonglează cu diverse noțiuni și noțiunile respective sunt adoptate exact după textul lui, lui Platon. Bun, cam asta ar fi. Mai sunt niște concluzii pe care am vrea să le tragem înainte să închidem acest episod? Eu n-am nicio concluzie deocamdată, o să le trag pe toate pe episodul viitor deocamdată. Vreau doar să-l felicit pe Platon pentru extraordinara sa putere de sinteză și nu glumesc, pentru, pentru dialogurile nu așa de, de odioase cum așteptam să fie. Acum o lună, două, trei. Vorbesc foarte serios. Felicitări, tovarășe! Băi, trăiască dragostea platonică și trăiască și dragostea ariconică, cum ar zice Seinfeld. De ce, de exact, ce nu? Exact, exact. Uh, pentru mine iarăși, într-adevăr ne a luat uh, un pic mai mult timp, dar sperăm că ce am reușit să aducem uh, aici pe masă ca sinteză este suficient de util și nu vă încurcă suficient de tare dacă chiar vreți să aflați mai multe despre ideile lui Platon, despre ce gândește și cum, cum le formulează. Noi o să revenim oricum în episodul viitor. O să vrem să discutăm despre părerile lui legate de politică și societate, și acolo cred că o să avem o discuție ceva mai lungă, de asta am păstrat un episod. Republica este probabil văzută, e cumva universal importantă, văzută de unii ca fiind izvorul răului, pentru că de acolo vin idei precum imperfecțiunea democrației sau, nu știu, idei precum comunismul, care uh, ele însă le au fost uh, de-a lungul timpului stâlcite în diverse feluri și interpretate să corespundă unor scopuri propagandistice sau uh, unor scopuri politice. Uh, cumva Republica lui Platon este considerată de foarte multă lume capodopera, are acolo și o să vorbim, poate și despre mituri, despre mitul androginului va vorbit acum Sergiu, dar o să vorbim mai pe larg despre miturile pe care le aduce în Republica și Îți lasie mitul pești. Da, zorină, mulțumesc, mit. mulțumesc, mulțumesc. Deci, uh, o să fie o experiență interesantă. Se întreba un ascultător, uh, că acum mi-a venit ideea dacă o să-l tratăm pe Platon pe post de înger sau pe post de demon, dar deocamdată l-am prezentat pe post de om. Da. Dar, într-adevăr, episodul viitor când vom discuta despre statul din republica, ne întoarcem puțin mai mult la partea istorică a podcastului, pentru că până acum am fost doar pe tărâmuri filozofice. Mm -hmm. O să le mai combinăm un piculeț, o să fim așa, exact, jumătate. Exact, exact, exact. Deci ne auzim data viitoare, sperăm că ținem cele două săptămâni, nu mai promitem, dar sperăm că oricât de mult sau puțin ar dura, rezultatul va fi la calitatea pe care ne-o dorim noi și vă doriți și voi. Mulțumim, nu uitați, spuneți-le prietenilor voștri de programul nostru, nu știu, recomandațiile, pe noi ne găsiți pe podcastdeistorie.ro, un site pe care sper că o să am timp să-l și fac mai arătos. Ne găsiți pe Facebook, facebook.com slash podcast de istorie. Ne găsiți pe Reddit, reddit slasher slash podcast de istorie. Pe mine mă găsiți pe Twitter, pe Sergiu găsiți pe Facebook. Putem să discutăm, din când în când mai intru și eu pe Facebook, dar nu. No, putem să discutăm. Um, și evident, dacă vreți să ne dați o cafea sau uh, să ne ajutați uh, să ne îmbunătățim tehnica de înregistrare, puteți să o faceți pe Patreon și mulțumim tuturor celor care ne sprijină pe Patreon. Patreon.com da, istorie și, apreciem, apreciem, uh, și da. Uh, cam. Cam asta este. Mulțumim și ne auzim data viitoare cu Republica lui Platon. Ceau! Iubiți-vă și nu fiți exact. răi. Salutare! Ciao.